are loc ședința Comisiei de Doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul Analiza juridică penală în fracțiunii de falsificare a probelor la specialitatea 554.01 drept penal și criminal penal. Autorul acestuia este domnul Peter Eugeniu, conducător de doctorat domnul Marian German, doctor în drept, conferențiar universitar. Comisia de doctorat a fost aprobată prin hotărâre de Senat numărul 4 din 10 februarie 2023 și are următoarea componență nominală. Chirița Valentin, președinte a Comisiei de doctorat, doctor în drept, conferențiar universitar, Academia Ștefan cel Mare. Conducătorul științific de doctorat, domnul Marian German, doctor în drept, conferențiar universitar, Academia Ștefan cel Mare. Referentul oficial, domnul Larii Iurie, doctor în drept, profesor universitar, Academia Ștefan cel Mare. Domnul Bujor Valeriu, referent oficial, doctor în drept, profesor universitar, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată din Moldova. Domnul Nastas Andrei, referent oficial, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Republica Moldova, domnul Cicala Alexandru, în calitatea sa de secretar științific al Comisiei Doctorat, doctor în drept, conferențiar universitar. Vreau să menționez, stimați colegi, că ședința Comisiei de Doctorat este înregistrată audio și video. În acest context mulțumim reprezentantului ANACEC, ne-ați onorat prezența și mulțumim de serviciul pe care îl realizați. Cu acest prilej, declar ședința Comisiei deschisă. Așa. În continuare, ofer cuvântul domnului secretar științific al Comisiei de Doctorat pentru prezentarea ședinței a dosarului tezei de doctorat domnului Peter Eugeniu. Domnul Cicala. Stimați membri ai Comisiei Doctorat, stimați audiență, vă salut! În adresa Comisiei de Doctorat a fost depus dosarul, aici în mine, în susținerea publică a tezei a domnului Eugen Tigeri. În acest sens, vreau să menționez că dosarul conține volumul necesar de acte care este prevăzut în conținutul anexei numărul 13 al regulamentului privire la organizarea și încăsătorarea studiul studiat doctorat, în cadrul școlii doctorat științe penale și drept public Academiei Ștefan cel Mare. Astfel, făcând o prezentare suficientă a dosarului, urmează dimensionat. Că dosarul conține cererea pentru susținere apelabilă a tezii, care este adresată dreptul școlii doctorale domnul Gadion Corocan, doctor în drept profesor universitar. De asemenea, domnul doctorant a prezentat în adresa Comisiei teza a 5 exemplare, asta de frumoasă, precum și referatele, de asemenea 5 exemplare și în limba engleză, totodată a prezentat și teza în formă electronică și alegată, de asemenea. De asemenea, în cadrul dosarului se regăsește extrasul din proces verbal numărul 2 din ședința Senatului Academiei Ștefan cel Mare, privind aprobarea temei tezei de doctorat, și conducătorului de doctorat din 31 octombrie 2017. Totodată, în dosar a fost plasat și fișa academică a doctorandului, care conține numărul total al titlurilor necesare absolvirii programului de pregătire universitară avansată și a programului de cercetare. În momentul impresionant, domnul doctorand a plasat lista lucrării științifice care se regăsesc 30 de lucrări la tema tezei de doctorat. Făcând o clasificare acestor lucrări, regăsim un articol științific publicat în revista științifică de categoria B+, 6 articole în revista științifică de categoria B, 3 articole în revista științifică de categoria C, autorizate de către ANACEC, 5 articole în revista științifică alte decât cele autorizate de către ANACEC, 9 articole publicate în conferință un articol publicat în ziarul Funcționarul Public. Deci, constatăm că are un număr, v-aș spune, foarte impresionant, nu ținut o teză doctorat pe 30 de articole, asta deja e meritul doctorandului. Mai departe, în dosar,
Da, mulțumesc. La început, domnul procesul candidat. De asemenea, găsim în cadrul dosarului raportul de similitudine urma examinării tezii pe programul antiplagiat al ANACEP-ului, care include rezoluția prin lipsa elementelor constitutive ale unui plagiat. În acest sens, vreau să menționez că teza a fost supusă sistemului plagiat în două faze. În prima fază a fost supusă la data de 9 septembrie 2022, a doua fază la 07 aprilie 2023, prin sistemul antiplagiat în statea profesională just prin SRL. De asemenea, în dosar a fost plasat avizul consultativ al catedrei prin admiterea și obținerea publică a tezei de doctorat, în data de 11 noiembrie 2022, am plasat și acordul conducătorului de doctorat și al membrilor comisiei de examinare din 11 noiembrie 2022 privind demararea procesului de susținere. De asemenea, este amplasat și lista organizațiilor și instituțiilor în adresa cărora a fost expediat rezumatul tezei de doctorat, adică conform regulamentului, 15 adrese, ce regăsim aici în dovada care a fost prezentată cu ștampila Poștii Moldovei, adică foarte ușor dăm seama că au fost expediate și în termenul care este prescris în regulament. Confirmarea privind expedierea rezumatelor, confirmarea privind depunerea tezii în Fondul Bibliotecii Naționale la data de 10 mai 2023, procesul verbal a ședinței preliminare a Comisiei de Doctorate din 28 aprilie 2023, curriculum vitae al candidatului de tip Europass. De asemenea, găsim informația privind competențele profesionale ale membrii Comisiei de Susținere Publică a tezii cu referire la problematica cercetată. De asemenea, regăsim copii raportului referenților oficial și declarația semnată de candidat și de conducător doctorat prin asumare răspunderii privind asigurarea originalității conținutului tezii, precum și a respectării standardelor de calitate și de etică profesională. Și ultimul act este amplasat în cadrul dosarului, de asemenea este copia actului de identitate. Dacă sunt careva întrebări la dosar, vă rog să le adresați. Stimați colegi, dacă nu sunt careva întrebări la dosarul prezentat, către Secretarul Științei ca Științei Doctorat, trece în următoarea etapă, în care autorul tezei de doctorat, doctorandul Peter Schiugeniu, are la dispoziție 30-40 de minute pentru a prezenta idei de bază conținute în lucrare, adică dumneavoastră urmează să vă referiți la unele idei de bază, la unele concluzii generale, la unele recomandări de lege ferendă pe care le găsă lucrare. În acest scop, trebuie să vă folosiți de tribuna noastră. Moldova.
Astfel urmăriți scopul ocrutirii celor mai importante valori sociale, legiuitorul a considerat necesar să delimiteze și să incrimineze într-o componență de infracțiune separată acele fapte prin comiterea cărora se alterează adevărul în procesul prevăduirii justiției. Din totalitatea normelor penale ce incriminează infracțiunile contra justiție, referindu-ne în parte la fapta prevăzută de articolul 310, se atestă incontestabilitatea caracterului prejudiciabil al acesteia, care constă în discreditarea evidentă a încrederii publice în sistemul judiciar, precum și subminarea generală a eficienței entității respective. Contextual valorilor și obiectivelor indicate se va reține că starea legalității pe palierul administrarea probelor în cadrul procesului penal și procesului civil în prezent este una nefavorabilă, fiind expusă riscului condiționat de mai multe lacune și dificultăți de ordin conceptual, interpretativ și aplicativ ale națiunii de falsificare a probelor pe care le-am supus analize și aprecieri în compartimentele respective lucrări. Ori, asemenea fapte generează îngrijorare și nu pot fi ignorate, deoarece fiecare caz de denaturare a situației de fapt, ce prezintă importanță și valoare probatorie într-un proces judiciar, produce un impact absolut negativ și irreversabil asupra calității actului justiției în special, dar și imaginii statului ca unic exponent al activității de realizare a justiției în general. Datorită perioadei minime de existență a sistemului național de drept în cadrul statului moldovenesc independență, legislația penală autohtonă a lipsit timp îndelungat o normă separată care să prevadă răspunderea penală pentru falsificarea probelor, aceasta fiind implementată odată cu punerea în aplicare a actualului cod penal, și anume articolul 310. În pofida acestui fapt, acțiunile din categorie respectivă erau recunoscute ca fiind legale și pasibile de penalizare, chiar și în condițiile lipsii unei norme direcții în acest sens, conform prevederilor care, căreia stabileau răspunderea penală pentru declarații mincinoase, denunți fals, fals în acte publice, tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate. Din considerentele expuse mai sus, situația constatată în parte și ține de evoluția infracțiunilor de falsificare a probelor în sistemul național de drept, ne limitează examinarea subiectului respectiv doar la perioada începând cu anul 2002, când a fost adoptat și pus în aplicare actualul cod penal, care privește direct răspunderea penală pentru falsificarea probelor, prin introducerea unei norme juridico-penale separate în acest sens, articolul 310, în partea specială a legii numărul 985/15 din 18 aprilie 2002. Datele statistice oficiale ne demonstrează că în primul an de aplicare a actualului cod penal nu a fost depistată nicio infracțiune de falsificare a probelor, primele cazuri din această categorie fiind înregistrate abia începând cu anul 2003, după care se observă o creștere semnificativă către anul 2013, urmată de scăderea cotei acestora de număr total de infracțiuni în anii 2020-2021, când s-a fixat un număr minim al infracțiunilor prevăzute de articolul 310 pentru perioada ultimilor 6 ani. În legătură cu aceasta, se menționează că coeficientul procentual al infracțiunilor de falsificare a probelor în raport cu numărul total al infracțiunilor săvârșite nu este unul semnificativ. Faptul dat, stimați membri ai comisiei, puteți să vedeți și în prezenta prezentare care indică și adică arată toate datele statistice care au fost prezentate de către serviciul specializat al Ministerului Afacerilor Interne în cadrul cercetărilor științifice pe care le-am efectuat pe parcurs. O creștere atât de dinamică a numărului total de infracțiuni privind falsificarea probelor se explică printr-un cumul de cauze și condiții generatoare ale situației respective. În viziunea noastră, principalele dintre acestea sunt majorarea semnificativă a sarcinii de muncă în cazul organelor de urmărire penală, procuraturii și serviciilor care efectuează activitatea specială de investigație, complexitatea sporită a procedeilor de probațiune și scăderea în același timp a nivelului de profesionalism în cazul subiectului ce aplică normele procedurale de administrare a probelor, ineficiența mijloacelor și mecanismelor legale existente de contracarare a factorilor cauzelor stimulatori a infracțiunilor de falsificare a probelor, inclusiv aplicarea de către factori de decizii preponderent la etapele inițiale ale procesului penal, a unui model competitiv de efectuare a urmărilor penale cu accentuarea indicilor de cantitate a cauzelor penale finalizate în detrimentul calității acestora. În acest sens, menționăm că analiza degradată a cauzelor și condițiilor care servesc ca factor generator al creșterii numărului de cazuri privind infracțiunile de falsificare a probelor nu constituie unul dintre obiectivele de studiu al prezentei lucrări. Însă, în condițiile existenței cel puțin a unei dintre cauzele indicate, riscul emiterii unei decizii procesuale întemeiate pe probe falsificate este unul semnificativ.
Analizând datele statistice ale dinamicii infracțiunilor de falsificare a probelor, obligatoriu se va ține cont că informația dată nici de cum nu reflectă în măsură deplină situația criminogenă reală la acest compartiment și dimensiunile obiective ale acestui fenomen, deoarece pentru infracțiunea respectivă este caracteristic un grad avansat de latență. Majoritatea cercetătorilor care au realizat studiul în domeniul infracțiunilor contra justiției menționează că datele oficiale prin cazurile înregistrate de falsificare a probelor se deosebesc semnificativ de situația existentă. În contextul celor menționate, se cere imperativ un răspuns la întrebarea ce prezintă prin sine falsificarea probelor. În acest sens, se impune remarca privind lipsa unor definiții în obținut ale conceptului respectiv definitivat legislativ. În conținutul codului penal, inclusiv în norma acestuia care privește răspunderea pentru falsificarea probelor, lipsesc cu desăvârșire concepția în acest sens sau eventuale trimiteri de ordine general la alte reglementări legislative și normative ale noțiunii de falsificare a probelor, fapt care complică și generează impedimente semnificative în activitatea practicienilor pe domeniul aplicării normei stipulate și, în special, realizării justiției în general. Aceeași situație se constată la nivelul cadrului normativ departamental, care de asemenea nu oferă o definiție sau un concept bine determinat și desfășurat al noțiunii respective. Mediul științific autohton, dar și cel internațional în literatură de specialitate, la fel, nu conturează eventuale concepte ale noțiunii respective, majoritatea cercetătorilor în domeniul limitându-se la interpretări de ordine general a acțiunilor de falsificare a probelor ca componență de infracțiune. Astfel, în scopul unificării practicii judiciare și teoriei penale, considerăm că interpretarea oficială a noțiunii de falsificare a probelor ar trebui făcută nu arbitrar, ci de către legiuitor prin formularea în textul normei penale a unei definiții corespunzătoare. Analiza infracțiunii de falsificare a probelor denotă cu certitudine faptul că în practica judiciară a Republicii Moldova, la moment se constată probleme aferente interpretării și încadrării juridice a acțiunilor respective. Acestea fiind condiționate în mare parte de necorespunderea prevederilor penale pe această filieră, reglementărilor de ordine procesual la compartimentul ce vizează administrarea probelor și subiecții implicați în acest proces. În acest sens, unul dintre scopurile generale ale tezei poate fi formulat ca studierea complexă a faptei de falsificare a probelor, care infracțiune distinctă din categoria celor care atentează la actul justiției și la capacitatea instituțiilor statului de a asigura realizarea corectă a acestuia pentru asigurarea respectării integrale a drepturilor fundamentale ale persoanei. Un alt scop, nu mai puțin important la prezentul lucrării, putem desemna ca fiind studierea complexă a mijloacelor, metodelor, mecanismelor de falsificare a probelor ca modalitate de realizare a laturii obiective în cazul infracțiunii de referință, care nu sunt reflectate la moment în conținutul normei penale din articolul 310 Cod Penal, ce reglementează acțiunea respectivă, urmată de apreciere și evaluarea capacităților legale și doctrinale ale sistemului național de drept, orientate la interpretarea, reglementarea și aplicarea corespunzătoare a normelor penale privind subiectul vizat. Necesitatea subiectului supus cercetării științifice este condiționată de stringența sarcinilor actuale propuse spre realizare prin promovarea politicii interne de către Republica Moldova, orientată la edificarea unui stat de drept, fără de care se face imposibilă asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, instituirea unui mecanism fiabil de funcționare a instituțiilor statale. La rândul său, funcționarea mecanismului de stat, asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, sunt imposibile fără implementarea justiției. În special, aferent acelui subiect, în parte ce ține de necesitatea și actualitatea studiului respectiv, se va menționa inclusiv condiționarea acestuia de incoerența dintre reglementările normative existente și realitățile practice și aplicative întâlnite în activitatea cotidiană a subiectelor de aplicare a legii. Onorată asistență, în prezentarea, deci totodată am indicat o contribuție însemnată care a fost adusă la studierea evoluției incriminării infracțiunii respective de către autorii cât autohtoni a celor din spațiul ex-sovietic și autorii din statele Uniunii Europene. Scopul prezentului studiu constă în elucidarea falsificării probelor ca infracțiunii incriminate în legislația penală a Republicii Moldova. În special, studiul este concentrat pe direcția analizei și constatării impedimentelor întâmpinate de către subiecții de aplicare a legii, și anume, pe punerea în practică a prevederilor articolului 310 Cod Penal, iar ca rezultat, înaintarea la acest subiect a recomandărilor de modificare și completare a legislației penale. Pentru atingerea scopului menționat, prezentă cercetare și-a propus următoarele obiective. Analiza evoluției incriminării infracțiunii de falsificare a probelor în legislația penală a Republicii Moldova și a altor state, elucidarea esenței falsificării probelor ca fenomen socio-juridic,
Analiza cauzelor și condițiilor generatoare ale infracțiunii de falsificare a probelor și ale elementelor constitutive ale acesteia, conturarea, desemnarea doctrinară și normativă a conceptului de falsificare a probelor în procesul penal și procesul civil, și anume noțiuni, caracteristici particulare, importanță și gradul prejudiciabil al faptei respective. Constatarea legăturii dintre fapta de falsificare a probelor și eventuale consecințe care pot surveni în rezultatul comiterii acestea, inclusiv asupra sistemului de drept și impactul social survenit ca urmare a infracțiunii de referință. Evidența problematicii și incertitudinilor de ordin imperativ și aplicativ existente la moment condiționate de caracterul imperfect al normei de referință. Analiza și aprecierea garanțiilor legale de respectare a drepturilor omului și libertăților fundamentale în cazul administrării și utilizării unor probe false. Evaluarea regimului sancționator, determinarea criteriilor de delimitare a falsificării probelor de alte fapte infracționale omogene după esență, conținut și caracteristici. Evaluarea cadrului normativ din străinătate pe dimensiunea infracțiunii de falsificare a probelor și aprecierea oportunității de utilizare a rezultatelor acestei evaluări în vederea formulării și motivării propunerilor de lege referendar. Studierea practicii judiciare în materie de falsificare a probelor, formularea recomandărilor în vederea excluderii lacunilor relevate și aplicării uniforme a normelor respective de către organul de urmărire penală și instanțele de judecată. Evidențierea unor propuneri de lege referendă ce ar viza perfecționarea cadrului normativ penal referitor la incriminarea actelor de falsificare a probelor. Ipoteza prezentată în cadrul cercetării îndeplinește funcția de a asigura un răspuns valid la tema supusă analizei și necesitatea stringentă a acestui studiu. În acest context, studiul respectiv propune identificarea și analiza discrepanțelor aferente subiectului abordat, scopul fiind sensibilizarea comunității profesionale din domeniu în vederea lansării unor eventuale inițiative de redresare a situației. În același sens, considerăm că dezvoltarea studiului respectiv, în final, va genera acordarea normei care vizează infracțiunile de referință la realitățile sociale și juridice existente. Ori, situația din prezent nu reflectă în măsură de plină necesitățile sistemului de drept și structurilor care o implementează, în condiția în care este necesară extensiunea evidentă a spectrului de subiecti ce nivelesc sub incidența acestuia, inclusiv a elementelor laturii obiective, caracteristică infracțiunii în cauză. Structurarea normei în cauză după criterii de gravitate a consecințelor survenite, dar și potrivit gradului prejudiciabil al infracțiunilor vizate de procesele, cauzele penale în cadrul cărora se comisă fapta de falsificare a probelor, ne va permite în mod evident conformarea scopului acesteia prin atingerea obiectului urmărit de protejare a relațiilor sociale pe acest segment. În cazul extinderii spectrului de obiecte ale infracțiunii de referință, prin includerea normei vizate a probelor din cadrul procesului administrativ, cauze contravenționale, precum și cele acumulate în rezultatul realizării măsurilor speciale de investigație, va fi asigurat un palier mult mai larg de relații sociale în domeniul jurisprudenței protejate de aceasta. În scopul atingerii obiectivelor indicate supra, au fost folosite materiale normative și doctrinare care vizează direct sau după caz indirect infracțiunile de falsificare a probelor. Astfel, la categoria materialelor normative, putem enunța că au fost operate în primul rând consultări și trimitere la legislația autohtonă, inclusiv la sursele literare locale care formează doctrina națională în domeniul cercetat. Totodată, axându-le pe obiectivele și scopul cercetării, au fost utilizate multiple surse de legislații penale aplicabile pe continentul european și asiatic, aici referindu-ne la actele normative în domeniul ale statelor europene și celor din spațiul ex-sovietic, care au fost supuse analizei în raport cu legislația similară națională, fiind aplicată în acest scop metoda comparativă. Un alt aspect important, care a fost utilizat pe larg în prezenta lucrare, îl reprezintă doctrina de specialitate. Aici menționăm cu precizie că au fost consultate pe lat lucrările savanților și autorilor autohtoni, inclusiv ale celor din străinătate, care au analizat și cercetat elementele componente ale infracțiunii în general și ale faptei ilicite de falsificare a probelor în special. În același timp, au fost anunțit examinate monografiile și ghidurile publicate la subiectul supus cercetării în prezenta lucrare. Simultan, au fost studiate materiale conferințelor naționale și internaționale, care prezintă o importanță sporită pentru cercetarea infracțiunii de falsificare a probelor. Totodată, nu au fost trecute cu vedere nici articolele științifice ale revistelor de domeniul juridic, în care autorii demersurilor științifice abordează atât direct cât și tangențial fenomenul antisocial de falsificare a probelor. În aceeași ordine de idei, în prezenta cercetare a fost aplicat un șir de metode generale și speciale, după cum ar fi metoda istorico-juridică, statistică, sistemică, comparativă, sondajul. Rezultatul final al studiului în cauză nu ar fi fost posibil fără aplicarea metodei logice,
de procesul creativ asupra subiectului abordat, care a fost aplicată pe larg în vederea prezentării și demonstrării tehnicii propunerilor formulate în calitate de referent. Acest studiu reprezintă o etapă incipientă în domeniul de cercetare complexă a aspectelor juridico-penale ale infracțiunii de falsificare a produselor. În lucrare, de asemenea, au fost formulate pentru prima dată unele concluzii și recomandări sub formă de lege aferentă care pot constitui un fundament științific pentru modificări legislative. Abordările inovative ale studiului rezultă din caracterul elementelor cercetate în prezenta lucrare, calificate de către noi ca fiind o omisiune juridică, specific segmentului propus de examinare, după cum urmează. A fost stabilit că aplicarea în practică cotidiană a normei penale destinate contracărării și prevenirii cazurilor de falsificare a probelor generează o serie de dificultăți condiționate în mare parte de lacunele semnificative, caracteristici, conținutului și structurii acestea. A fost identificată existența omisiunilor legislative și necorespunderea prevederilor în vigoare pe acest segment, reglementărilor procesuale penale la compartimentul ce vizează administrarea probelor și subiectelor implicați în acest proces. A fost constatat caracterul neuniform al aplicării reglementărilor existente în practica cotidiană, ori acestea se caracterizează prin incertitudini și interpretări ambigue. Urmarea realizării unei analize comparative a normei existenței se conchide asupra oportunității și necesității structurării acestea într-o formă mai extensivă, care va permite exercitarea incidenței asupra unui spectru mai larg de elemente și mecanisme utilizate la realizarea latelor obiective, dar și asupra unui grup mai lărgit de subiecte. Problema științifică soluționată este expusă prin analiza teoretică practică a cadrului normativ de incriminare a infracțiunii prevăzută de articolul 310 Cod Penal. La fel, a fost elaborat mecanismul juridico-penal necesar estimării eficienței funcționării prevederilor legale în domeniu, cu formularea unor concluzii și recomandări de ordin teoretico-practic și normativ, inclusiv cu titlul de lege aferentă, orientate spre perfecționarea și interpretarea uniformă a semnelor obiective și subiective ale infracțiunii analizate. Semnificația teoretică a lucrării se relevă din importanța studiului respectiv, care în condițiile constatării lacunilor, divergențelor și perfecțiunii calificative, anume avem în vedere numărul restrâns de subiecte semnați și nespecificarea modalităților posibile de realizare a datelor obiective în redacția actuală a normei articolului 310, constatarea în procesul analizei problemei de referință vine să servească ca sursă de inspirație și suport pentru alți teoreticieni care își aduc aportul la dezvoltarea și evoluția Școlii Naționale de Drept Penal. Concluziile și constatările identificate în rezultatul prezentului cercetări servesc drept o sugestie în domeniul reglementării răspunderii penale pentru falsificarea probelor și prevenirea aplicării neuniforme a legislației penale. Valoarea aplicativă rezultă din constatările și concluziile obținute în cadrul cercetării, care vor oferi subiecților de aplicare a legii posibilitatea soluționării unor probleme întâlnite în procesul calificării infracțiunii de falsificare a probelor. Este de menționat faptul că, identificând deficiențele juridice, au fost înaintate și propuneri de soluționare acestora. Rezultatele prezentei cercetări pot servi de trepied pentru completarea legislației penale a Republicii Moldova, realizarea eficientă a obiectivelor prezentului act normativ și protecția justiției, deținând inclusiv rolul de sugestie în domeniul reglementării răspunderii penale pentru falsificarea probelor și evoluția unor noi teorii de prevenire a infracțiunii date. Rezultatele științifice principale spre susținere, constau în analiza teoretico-practică a cadrului normativ de incriminare a infracțiunii în cauză. La fel a fost elaborat mecanismul juridico-penal necesar estimării eficienței funcționării prevederilor legale în domeniu cu formularea unor concluzii și recomandări de ordin teoretico-practic și normativ, inclusiv cu titlul de lege aferentă orientată spre perfecționarea și interpretarea în uniformă a semnelor obiective și subiective ale infracțiunii analizate. Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice obținute în cadrul prezentei cercetări urmează a fi folosite în procesul instruirilor universitare cu profil juridic a masteranților, precum și a doctoraților. Totodată, prezentele constatări și recomandări vor fi utile subiectelor de aplicare a legii în practica cotidiană. În acest context, propunerile și recomandările de lege aferentă formulate în rezultatul cercetării pot fi luate în considerație la perfecționarea cadrului normativ ce vizează normele articolului 310. Aprobarea rezultatelor, stimați membri ai comisiei, deci au fost plasate într-un șir de reviste care sunt plasate și le-am adus la cunoștință prin acest slide. Revistele fac parte cât atâta din, cât și din Republica Moldova, cât și în afara acestea. Deci, începând cu școala noastră de bază doctorală, sunt analele științifice și academiile pe cel mare, revista Institutul Național al Justiției, revista Legea și Viața, ziarul lunar
la revista Administrația Publică, Jurnalul Juridic Național, Teorie și Practică, revista Lingvos Cienții, editată la tipografie orașului Varna din Republica Bulgaria, revista Vectorul European, revista Intellectus, Culegeri Comunicărilor în cadrul Universității de Stat din Moldova, revista Administrarea Publică, revista Națională de Drept, revista Dreptul de România, Uniunea Juriștilor de România, revista Via Justiția de la Facultatea de Drept Cluj-Napoca a Universității Creștine Dmitrie Cantemir din București, România, materialele conferinței internaționale științifico-practice, particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei în legislația Uniunii Europene, Jurnal Actualne Naučne Isledovania Savremenne Mirne Parașu Pereslav din Ucraina, materiale conferințelor științifice practice internaționale cu genericul Mozen Scientific Challenge and Trend, desfășurate în orașul Varna, Republica, în orașul Parșovia, vă scuzați, Republica Polonia. Din punct de vedere structural, teza de doctor este constituită din adnotări în limba română, rusă și engleză, lista abrevierilor utilizate în teză, introducere, 4 capitole divizate în 12 paragrafe, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 203 titluri, 185 pagini de text de bază, anexe și anume rezultatele unui sondaj anonim, efectuat în vedere consultării opiniei ofițerilor de urmărire penală, procurorilor și judecătorilor, cu privire la aspectul reglementărilor instituite de articolul 310 Cod Penal al Republicii Moldova. Declarația privind asumarea răspunderii și CV-ul autorului. Rezultatele obținute au fost publicate în 30 lucrări științifice. Introducerea Consiliului argumentare a acestei cercetări și cuprinde următoarele compartimente. Scopul și obiectivele cercetării, actualitatea și importanța temei abordate, ipoteza cercetării, noutatea științifică, metodologia cercetării științifice, importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării, aprobarea rezultatelor, sumarul capitolului teze. Capitolul 1, intitulat Analiza situația în domeniul investigării infracțiunii de falsificare a probelor, structural alcătuit în 3 subcapitole, este consacrat în prim plan studierii și cercetării conceptului de falsificare a probelor. În prezentul capitol a fost acordat o atenție sporită mecanismului de definire și incriminare a infracțiunii vizate în legislația penală a Republicii Moldova și în cercetările teoretico-practice ale autorilor din străinătate. Astfel, capitolul 1 reprezintă totalitatea a ideilor doctrinare aferent subiectului abordat, prezentate în regim de sinteză a conceptelor promovate atât de către Școala Națională de Drept, cât și de către școlile similare din străinătate, preponderente în spațiul ex-sovietic. Considerăm că o astfel de tratare generează o valoare adăugată semnificativă școlii autohtone de drept penal, în special la compartimentul ce vizează obiectul prezentului studiu. Capitolul 2, intitulat Elemente de drept penal comparat privind infracțiunile de falsificare a probelor, structural alcătuit din 3 subcapitole este consacrat studiului elementelor de drept penal comparat ale infracțiunii de falsificare a probelor și reflectărilor generale a răspunderii penale pentru infracțiunea supusă cercetării în prezența lucrării. Prezentul capitolului ilustrează diverse modalități ale variantelor tipice de incriminare ale infracțiunii de falsificare a probelor în alte state. Astfel, au fost supuse cercetării descoperirile infracțiunii falsificare a probelor în legislațiile statelor din spațiul european și analiza unor modalități normative a infracțiunii date în legile penale ale statelor din spațiul ex-sovietic și a altor state. Scopul punctat care a servit de forță motrice a respectivului studiu a fost identificarea, elucidarea și înaintarea unor propuneri esențiale în vederea completării și armonizării legislației naționale la compartimentul ce vizează extinderea obiectului de atentare și modalităților de realizare a laturii obiective în cazul infracțiunii de falsificare a probelor, inclusiv asigurarea tragerii la răspundere penală și aplicării pedepselor corespunzătoare în cazul tuturor potențialilor subiecti ai faptei respective. Capitolul 3, intitulat Elemente și semne constitutive ale infracțiunii falsificarea probelor, structural alcătuit din 3 subcapitole, este consacrat în exclusivitate tematice generice a prezentei teze de doctor. Așadar, în limitele capitolului 3 sunt evidențiate principalele repere ale elementelor componenței de infracțiuni, obiective și subiective, în general, și a infracțiunii falsificarea probelor, în special. Prima parte a capitolului 3 enunță în detaliu aspectul semnilor constitutive obiective ale infracțiunii falsificare a probelor. Prin urmare, pot fi regăsite analizele științifice ale obiectului infracțiunii împreună cu complexul laturii obiective. A doua parte este destinată cercetării semnilor constitutive subiective ale infracțiunii falsificare a probelor. Latura subiectivă și subiectul faptelor infracționale, ca element indispensabil ale semnilor constitutive subiective, sunt redate pe deplină lor semnificație. Capitolul 4, intitulat Aspecte delimitative și regimul sancționator al infracțiunii falsificarea probelor, structural alcătuit din 3 subcapitole, este consacrat studiului delimitativ al infracțiunii stipulat în articolul 310 Cod Penal,
de alte infracțiuni cu caracteristici asemănătoare, și anume de declarație mincinoasă, concluzia falsă sau traducere incorrectă, falsul în acte publice, amestecul în înfăptuirea justiției și în urmărire penală și denunțarea falsă sau plângerea falsă. Totodată, în prezentul capitol a fost supus cercetării grave în perjudiciabil și consecințele survenite în rezultatul falsificării probelor, calificarea acestei infracțiuni, stabilirea răspunderii și pedepsei penale pentru comiterea acestor fapte. Stimați membri ai comisiei, ajung la capitolul cu denumirea generică concluzii generale. Rezultatele științifice obținute în urma realizării prezentului studiu sunt materializate prin elucidarea în prim plan a analizei detaliate a elementelor constitutive ale componenței normative instituite la articolul 310 cod penal al Republicii Moldova și prin studierea aprofundată a infracțiunii de falsificare a probelor din legislațiile penale ale altor state. Totodată, urmarea acestui rezultat a devenit posibilă înaintarea unor propuneri semnificative de lege referendă, scopul cărora este de a contribui major la delimitarea, conformarea și eficientizarea activității de incriminare penală a infracțiunii supuse cercetării. Ca rezultat, putem evidenția următoarele concluzii care rezultă din problemele abordate în contextul examinării infracțiunii de falsificare a probelor. În Fondul Literar de Specialitate din Spațiul Național se conțin studii minime referitoare la infracțiunea de falsificare a probelor, iar puținele lucrări și publicații pe acest segment abordează doar superficial și foarte incomplex subiectul în cauză, fără a pătrunde în esența problematice generate de carențele specificate în prezenta lucrare. Falsificarea probelor nu se regăsea în trebuie legislația penală a Republicii Moldova ca o componență de infracțiune distinctă, respectiv acțiunea în cauză nu era pasibilă de pedeapsă penală. În asemenea condiții, comiterea acestei infracțiuni în cadrul proceselor penale sau civile făcea imposibilă sancționarea subiectului pentru fapta care conținea elemente certe de falsificare a probelor. Chiar și în situația în care, datorită evoluției realităților și proceselor social-economice, consecințele acestora puteau fi destul de semnificative. Totodată, codul penal în redacția anului 1961 delimita unele acțiuni ca modalitate de comitere a infracțiunii asemănătoare. Pentru prima dată în dreptul penal Republicii Moldova, falsificarea probelor ca infracțiune distinctă a fost inclusă în partea specială prin legea numărul 985-15 din 18 aprilie 2002. În cazul la jumătate, și anume 50% dintre statele ale căror legislații penale au fost supuse cercetări în legătură cu subiectul studiului dat, faptul legit de falsificare a probelor este semnată ca infracțiune distinctă, printr-o normă penală separată. Legislația penală a statelor care nu prevăd expres o normă separată în acest sens, doar tangențial abordează subiectul respectiv prin prisma altor valori din domeniul justiției, puse sub protecția unor norme sistematizate în compartimente sau unor norme separate. Se atestă o asemănare evidentă după structură și conținut dintre norma penală națională privind falsificarea probelor și reglementările analogiile din legislațiile statelor din spațiul ex-sovietic. Această situație fiind condiționată în mare parte de contextul istoric comun și abordarea doctrinară similară a respectivului obiect de studiu în cadrul Școlii Naționale de Drept. Fapt datorată inclusiv izvoarelor literare comune de origine pe continent rusă, datate cu perioada sovietică sau din zilele noastre. Atât legislația națională cât și reglementările corespunzătoare de legislație ale altor state nu desemnează normativ și nu oferă o interpretare fără echivoc a noțiunii de falsificare a probelor în toate variațiile posibile acestea. Fapt care permite și generează tălmăcire arbitrară a acțiunilor respective de către subiecții de aplicare a legii sau periodicieri. În acest sens, se impune absolut necesar modificarea, completarea radicală a dispozițiilor normative conținute în articolul 310 cod penal, prin introducerea unei interpretări desfășurate a noțiunii de falsificare a probelor, cu reflectarea unui spectru mai larg de modalități și mecanisme pasibile de aplicat în procesul de realizare la obiective. Caracterul imperativ al necesității respective rezultă evident din importanța relațiilor sociale protejate de normă vizată și din gradul prejudiciabil al faptei infracționale pentru de aceasta. Fapta infracțională de falsificare a probelor nu este doar un exces separat al subiectelor, ci ținând cont de gradul înalt de latență a infracțiunii respective, acestea capătă dimensiuni criminogene mult mai largi care amenință și afectează direct calitatea actului justiției, inclusiv bazele sistemului național de drept. De altfel, falsificarea probelor este periculoasă nu doar prin dimensiunile și gradul de răspândire acestea, dar și prin esența sa, întrucât chiar și comiterea unui singur caz de naturare a informației probatorii generează dubii privind legalitatea unei decizii judiciare în parte, prejudiciind interesele justiției la general. Studiul teoretic și sondajul realizat în cadrul cercetării efectuate denotă cu certitudine că aplicarea în practică cotidiană a normei penale destinate contracărării și prevenirii cazurilor de falsificare a probelor generează o serie de dificultăți condiționate în mare parte de carențele semnificative
semnificative, caracteristici conținutului și structurii acestea, în contextul existenței lacunilor legislative și necorespunderii prevederilor în vigoare pe acest segment, reglementărilor procesual penale la compartimentul ce vizează administrarea probelor și subiecții implicați în acest proces. Or, practica aplicării reglementărilor în cauză este neuniformă, caracterizată prin incertitudine și interpretări ambigue. Latura subiectivă a infracțiunii de falsificare a probelor comisă în ambele domenii civil și penal se caracterizează prin vinovăție, adică intenție directă. Atitudinea psihică a făptuitorului în cazul infracțiunii respective se manifestă în primul rând prin intenția orientată direct spre falsificarea probelor, total sau parțial, și concomitent de a aduce în eroare organele de aplicare a legii. Odată cu vinovăția subiectului de drept, în acest întreg proces apare motivul și scopul, care sunt într-o strânsă legătură cu vinovăția infracțiunii, ca semn de bază la respectivă. În acest sens, concluzionăm că pentru a analiza și aplica cu bine de citat norma penală prevăzută în articolul 310, este meritoriu și binevenit de a cunoaște în detaliu întregul proces de atitudine pozitivă a făptuitorului față de circumstanțele ce îl determină la comiterea infracțiunii de referință, chiar și în condiția în care motivul și scopul acesteia nu au importanță pentru constatarea și încadrarea juridică a partei respective. Factorul volitiv la infracțiunea de falsificare a probelor se exprimă prin voința subiectului de a realiza fapta, indiferent de sublinirea consecințelor prejudiciare. Acest lucru derivă din ideea că infracțiunea analizată are o componență formală și respectiv nu este necesar de a constata atitudinea psihică a persoanei față de urmările prejudiciabile, întrucât acestea nu constituie semn obligatoriu al altului obiectiv. În ambele modalități normative ale infracțiunii analizate, probele supuse falsificării constituie obiecte materiale ale infracțiunii și nu produse ale infracțiunii. Acestea, întrucât calitatea respectivă după exercitarea influenței infracționale asupra caracterului și formei lor autentice, urmat de survenirea modificărilor corespunzătoare la rezultatul desfășurării activității respective. Numai după un asemenea proces de denaturare, obiectul atentatului capătă calitatea de probă falsificată și respectiv devine un obiect al infracțiunii prevăzută de articolul 310. În contextul normei stipulate, în codul contravențional și în codul administrativ se constată cu certitudine faptul că în ambele cazuri, similar atât procesul civil cât și celui penal, semnificația, importanța și scopul probelor, prin esența lor, este aceeași. Însă norma articolului 310 pe penal, în redacția actuală, nu permite de a califica falsificarea probelor în domeniile respective. Potrivit normelor articolului 310, subiecții infracțiunii sunt indicați expres. În fapt, exhaustivitatea stipulărilor menționate nu lasă loc și exclude posibilitatea calificării și încadrării conform normei indicate acțiunilor de falsificare a propriilor comise de către reprezentanții organelor de constatare, ofițeri de investigație, de efectuare măsurilor speciale de investigație în cadrul urmării penale, agenții constatători în cadrul proceselor contravenționale, reprezentantul autorității care examinează și soluționează procesul administrativ, inclusiv experții, consultanții procurorului, judecătorii, asistenți judecătorilor, grefieri și alți subiecți implicați în activitate de administrare, păstrare și apreciere a probelor, care eventual dispun de posibilitatea reală de a influența procesele penale, civile, administrative sau contravenționale prin falsificarea probelor administrate în cadrul acestor. Ori, încadrarea juridică a acțiunilor respective comise de către ultimii, potrivit altor norme penale, eventual ar putea influența consecințele penale ale acestora și diminuare importanța și scopul sancțiunii aplicate. Sub aprecierea normativă a gradului prejudiciabil în cazul falsificării probelor și atribuirea infracțiunilor respective la categorie celor ușoare și mai puțin grave nu permite aplicarea întregului spectru al măsurilor speciale de investigație pentru depistarea și probarea acestora, întrucât nu se întrunește condiția legală stabilită prin norma articolul 132 prim alineatul 2.2 cod de procedură penală. Prevederile articolului 310 din Codul Penal nu prevede răspunderea penală pentru deteriorarea, distrugerea, înlocuirea, sustragerea sau tânduirea probelor, care sunt, de fapt, acțiuni alternative de realizare a laturilor obiective în cazul infracțiunii de referință, pe lângă denaturarea în esența sa a probelor, în condiția în care scopul final urmării este unul comun de denaturare a tabloului probatoriu general într-o speță juridică din categorie celor menționate. Această lacună necesită pe înăturată nu prin interpretarea extensivă a metodilor și măsurilor de falsificare, dar prin intervenție legislative și completarea normelor corespunzătoare. Completările respective vor asigura interpretarea fără echivoc a normelor penale și vor crea o bază normativă unică, necesară pentru protecția în măsură deplină a intereselor justiției pe segmentul aferent procesului probatoriu.
Tipurile de pedepse stabilite la momentul normele aleatul 1 și aleatul 2 la articolul 310 nu reflectă în măsură de deplină gradul prejudiciarilor la infracțiunile respective și importanța unei protecții eficiente a relațiilor sociale prin domeniul acustării corpului. În legătură cu aceasta, se impune necesitatea modificării sancțiunilor aplicate în sensul înăspririi acestora pentru excluderea atitudinii formale a subiectelor față de necesitatea respectării exacte cerințelor legale stabilite pe dimensiunea administrării corpului. În cazul infracțiunilor contra justiției, potrivit legislației penale naționale, este aplicată ca măsură de pedeapsă complementară privarea de drept de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen anumit. Pedeapsa respectivă se dorește a fi un tip de barieră legală cu caracter preventiv, orientată la prevenirea comiterii de către subiect a unor alte infracțiuni din aceeași categorie, însă, în fapt, aceasta este limitată prin termenul stabilit, fiind și teoretic ineficientă în situația în care ne raportăm la prevederile articolului 111 Cod Penal stingerea decidentelor penale, care anulează toate incapacitățile și decăderile de drepturi legate de decidentele penale. Astfel, o asemenea pedeapsă oferă subiectul posibilitatea de a obține repetat funcții și calități speciale ce presupun activități în cadrul instituțiilor care realizează actul justiției. În acest sens, credem pentru modificarea termenului de aplicare a pedepsei complementare, majorându-i limita stabilită în prevederile codului penal. În calitate de rezultat al studiului efectuat, considerăm necesară înaintarea unor recomandări cu titlul de lege ferentă, în vederea modificării și completării codului penal al Republicii Moldova, în care succede. Capitolul 14 din partea specială, prevederile articolului 310 se modifică și se completează cu următorul cuprins. Denumirea, deci articolul 310, falsificarea probelor, alineatul 1. Falsificarea, adică denaturarea sensului, modificarea conținutului sau structurii inițiale, sustragerea, tăinuirea, înlocuirea, deteriorarea sau distrugerea, precum și crearea artificială a probelor în procesul civil sau administrativ de către un participant, reprezentantul acesta sau, după caz, de către o altă persoană implicată în activitatea de administrare, păstrare și apreciere a probelor, se pedepsește cu amendă în mărire de la 850 la 1150 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folos comunității de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de până la 2 ani, în toate cazurile cu sau fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Alineatul 2. Acțiunile prevăzute la alineatul 1, săvârșite de către reprezentantul autorității publice cu statut de agent constatator, care soluționează în limitele competenței sale cauza contravențională, se pedepsesc cu amendă mărime la 850 la 1500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de până la 2 ani, în toate cazurile cu privare de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Alineatul 3. Acțiunile prevăzute la alineatul 1 săvârșite de către reprezentantul organelor de constatare prevăzute în articolul 273, alineatul 1, Cod de procedură penală, în cadrul activității de constatare a infracțiunilor, rezultatele care au servit temei pentru pornirea sau, după caz, refuzul de a porni urmările penală, se pedepsesc cu amendă mărime de la 1000 până la 1500 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de la până la 2 ani, în toate cazurile cu privare de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 până la 5 ani. Alineatul 4. Acțiunile prevăzute la alineatul 1, săvârșite în proces penal de către persoana care efectuează urmărire penală sau măsuri speciale de investigație, reprezentantul organului de constatare, procuror, consultantul procurorului, apărătorul admis în procesul penal sau, după caz, de către o altă persoană implicată în activitatea de administrare, păstrare și apreciere a probelor, se pedepsesc cu închisoare de până la 5 ani, cu privare de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Acțiunile alineatul 5. Acțiunile prevăzute la alineatul 1, 2, 3 sau 4, litera A, săvârșite de două sau mai multe persoane, litera B, soldate cu cauzare de prejudicii materiale în proporții mari sau deosebit de mari persoanelor fizice sau juridice, litera C, soldate cu liberarea unei persoane vinovate în comiterea unei infracțiuni grave,
deosebit de grave sau excepțional de grave, de la răspundere sau pedeapsa penală, se pedepsesc cu închisoare de până la 8 ani, cu privare de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani. Alineatul 6. Acțiunile prevăzute la alineatul 1, 2, 3, 4 sau 5, litera A, săvârșite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, litera B, soldate cu învinuirea unei persoane nevinovate în comiterea unei infracțiuni grave, deosebit grave sau excepțional grave, se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani. Onorată asistență, stimați președinți, stimați membri, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt gata a răspunde la întrebările și obiecțiile și recomandările care vor surveni. Vă mulțumesc. Domnule doctorant, și noi vă mulțumim pentru această prezentare destul de explicită și complexă. Vreau să vă zic că v-ați încadrat perfect în timp, exact 40 de minute. 14:51, exact 40 de minute. Am să vorbești inclusiv despre punctualitatea noastră. Așa, acum, stimați colegi, trecem la următoarea etapă, și anume la etapa sesiunii de întrebări și răspunsuri. Astfel, noi, cei care facem parte din comisia de doctorat, inclusiv cei din sală, care ne-au luat prezența, putem adresa întrebările doctorandului pe marginea tezei de doctorat, iar dumneavoastră, domn doctorand, aveți posibilitatea să răspundeți imediat la întrebare sau să le fixați și apoi să dați răspuns la toate întrebările adresate dumneavoastră. Asta deja este prerogativa noastră să alegeți. Stimați colegi, dacă aveți întrebări. Bine, eu doar să pun o întrebare. Fără doar și poate, propunerile care dumneavoastră ați făcut vizând modificarea normei de incriminare binevenite. Pe mine mă interesează și măsuri non-represive, vedeți dumneavoastră, în prevenirea, iată, acestui tip de infracțiuni. Cu represiv, e clar. Eu, când ajunge cu contractul doctorat la această concluzie, am studiat foarte mult consecințele care survin. Și este o diferență când se falsifică un act, de exemplu, în cadrul urmării penale, când ustătul urmării penale gestionează un dosar și nu s-a încătrat în termen și el falsifică doar un act care ajustează termenul, și este o diferență când se falsifică propriile și persoana ajunge la închisoare nefiind vinovată de comiterea unei infracțiuni. În context, ambele, denigrând cât și justiția pe ansamblu, începând cu faptul că ofițerul comisând o astfel de infracțiune și nefiind atras la răspundere, nu conștientizează consecințele și poate să continue mai departe. Deci noi am ajuns totuși să nu am lăsat aplicarea sancțiunilor minime și am majorat sancțiunile maxime. Asta vorbesc doar cu textul dacă ajunge dosarul în stanță judecată, care când e complet judecată poate să varieze în dependență de consecințe. La aspectul non-represivii, orice care infracțiune trebuie să fie soldată cu răspundere. Deci, dacă comite o contravenție, haideți, este o contravenție. Dacă comite o abatere disciplinară, este o abatere disciplinară. Dar când persoana, eu în cadrul, apropo, în cadrul sondajului, am dat și o astfel de întrebare persoanelor care au fost supuse acestui sondaj și dacă, pe cât de logic ar fi aplicat eliberarea de răspundere penală în cazul când persoana care comite se refuză. Marea majoritate au spus și au expus poziția negativ. Nu au susținut poziția să introducem eliberarea de răspundere pentru comiterea acestei infracțiuni din acest context și luând în calcul până pe o palieră de cântar consecințele și deci am decis, adică să nu ajungem la subiectul cu să lăsăm tot ce fie o răspundere. Am înțeles. Măsurile represive, polițierești, sunt cele mai eficiente. Nu, domn profesor, nu cât ele sunt represive, dar orice care infracțiune generează, știți cum, după sine o răspundere. Fiind așa și cum și disciplina generează performanță și în cazul de față, orice care subiect special, la momentul de față, care e peleatul 2, da, sau peleatul 3, dacă comite o infracțiune, cum să-l lăsăm pe dumnealui ca el să simtă că a comis o crimă? Deci, cred că începând cu Academia, eu am onoarea că sunt student la aceste instituții și am fost educat în stil corect ca să comit infracțiuni, în cadrul promovării
clinici și de ontologie și aici, deci, respectiv, să aduce acest mesaj studenților că prima generează o răspundere. Am și eu o întrebare. Deci ați fixat în obiectivul 3, analiza cauzelor și condițiilor generatoare ale infracțiunii de falsificare a cauzelor. Până aici nu-i clar. Dar mai departe, și ale elementelor constitutive ale acestea. Și cauze și condiții poate genera elemente constitutive ale infracțiunii. Deci... ceva în formulare, prima dată avută așa, ceva foarte... Exprimându-ne, am avut în vedere deci, adică un studiu mai detaliat al laturilor obiective și al laturilor subiective, deci realizarea a unor acțiuni care până în prezent și nu ușau adică aspectul de falsificare, însă prin aplicarea acestor diferitor acțiuni să ajunge la denaturarea fondului general probatoriu. Deci însăși componența de infracțiuni este constituită dintr-o totalitate de elemente și semne. Da. Nu cred că trebuie să utilizăm astfel de interpretări, noțiuni sau formulări de genul cauză și condiții, elementelor și semnuri constitutive ale infracțiunii. Deci care falsificării frogurilor în general? Cred eu, așa, mai corect. Eu mi-am notat și obligatoriu să... Dar, mă rog, asta e și o opinie. Și aveți dreptul la replică. Eu tot am atras atenția și zic, uite, un aspect criminologic o să fie, dar acolo e sub alt aspect din aluia. Mai mult la formulare decât... Dumnealui a formulat cu obiectiv, dar în continuare a formulat că totodată obiectivul dat nu face parte studiului prezent de teză. Da, a fost o formulare, într-adevăr. Am și eu o întrebare, domn doctorant. Dumneavoastră, în conținutul lucrării, de fapt și în conținutul paragrafului ține de concluzie la capitolul 3, ați menționat, sunt în dispoziția, precum latura obiectivă acestei infracțiuni, poate fi realizată, fapta prejudiciabilă poate fi realizată atât printr-o formă activă, cât și printr-o formă pasivă, adică prin acțiuni și prin inacțiuni. După mine, acest punct de vedere este destul de contradictoriu în literatură de specialitate, deoarece, într-adevăr, aici părerile autorilor sunt diferite și eu aș dori ca dumneavoastră să argumentați cum poate avea loc prin inacțiuni și dacă puteți să exemplificați. Da. Acest... Și vă mulțumesc pentru întrebare, deci vă răspund. Deci, în unele surse ale literaturii de specialitate se promovează ideea potrivitării la obiective în acțiune de falsificare a probelor se poate realiza inclusiv prin acțiune. În situația în care subiectul cu calitate specială refuză anexarea la o cauză penală a datelor faptice care se pot acum sau resping probele fixate existente deja în cadrul procesului penal. În acest fel, probele existente deja în procesul penal sunt percepute conștiente către subiect ca fiind falsificate, însă sunt utilizate intenționat de către acesta pentru confirmarea sau după caz infirmarea respingerii vinovăției bănuitului în vinitul sau topară. Deci, această idee deci, este susținută și către unii autori din spațiul sovietic. Dacă este necesar, eu pot să prezint familie. Asta este doamna Bogoliu, Tatiana Bobaeva, Eleonora Severcova, Elena, deci am consultat și la subiectul cauză în literatură. Deci, în continuare, acestui film vreau să vă relatez că în legătură cu abordarea menționată privind posibilitatea realizării la trei obiective infracțiuni de falsificare a probelor prin acțiune, insistăm asupra temei ceea ce este, considerând ca fiind o ipoteză absolut fiabilă în contextul modalităților descrise în cadrul tezei, și anume prin denaturarea sensului, adică falsificarea intelectuală sau tenuirea probelor, inclusiv în contextul altor mecanisme și metode imprevizibile de realizare la trei obiective, lista cărora nu este una exhaustivă. Astfel menționăm posibilitatea absolută de realizare a metodelor respective prin acțiune, spre exemplu, în cazul omiterii intenționate de către subiect a anumitor circunstanțe importante ale cazului ca elemente probatorii, pe care nu le concernează cu reală ființă în conținutul procesului verbal al acțiunii procesoare, în scopul de a obține din naturarea tabloului probatoriu general și ca rezultat de efectul final urmărit. O situație similară se teză și în cazul tăduirii probelor ca modalitate de realizare a datelor obiective, unde subiectul fiind conștient de statutul procesual deținut și obligația, atribuția legală de a cerceta multilateral și obiectiv cazul examinat prin administratorul propriilor pertinente și concludente, indiferent de caracterul și incidența acestor asupra cauzei, în asemenea condiții, admite intenționat ignorarea, refuzul de a consemna sau neatașarea la materialelor cauzei a unor probe deja existente, sau referitor la care cunoaște cu certitudine despre existența lor și nu întreprinde acțiuni orientate la fixarea, verificarea sau funcționarea acestora cu ulterioară utilizare în cadrul specii examinate. În acest sens, analizând complexitatea sa subiectul abordat, statuăm că latura obiectivă în acțiuni falsificare probelor poate fi realizată atât prin acțiune și atât prin acțiune. Mulțumesc pentru dispoziția noastră, mulțumesc.
Am și o întrebare, dacă îmi permiteți. La propunerea de lege referendă la 310, aliniatul 6, litera B, nu este clar poziția dumneavoastră, spuneți că soldat cu învinuirea unei persoane nevinovate în comiterea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave. La care etapă vă referiți? La faza de urmărire penală sau la faza deja care este condamnată persoana? Da, dacă persoana este condamnată, noi este destul de bine cunoaștem că sunt trei etape și asta durează foarte mult. Uh-huh. Noi cu procuratorul procurat am examinat foarte minuțios subiectul ăsta și am luat în calcul și multe circunstanțe care poate să se întâmple cu persoana care este condamnată în perioadă. Și de atâta, în acest context, deci noi am considerat că doar la momentul învinuirii, deoarece pe urmă condamnarea presumă un alt articol în codul penal care prevede când se emite o condamnare ilegală. Deci la faza de învinuire. Altodată, în cazul când persoana este supusă învinuirii, ea poate supusă fi și a unei măsuri de reprimare, vorbe de arest, chestia în cauză poate să se răsfrângă atât cât sub aspect și psihologic a persoanei. Psihologic, emotiv, financiar, poate persoana să fie adusă, de acest considerare, și până la sinucidere, reputația, onoare, cinste, demnitatea. Dar condamnarea ține de alt articol din cod penal și ține de o durată îndelungată. Și deci aici noi avem în vedere doar continuarea cauzei. Și ca sugestie, nu știu, la alineatul 5, litera B, soldatul cu cauzarea de prejudicii materiale, poate faceți trimitere la articolul 26, unde este indicat daune materiale. Deci, însuși noțiunea, fără cauzare. Deci, materiale cu porță mare sau deosebit de mare trebuie să fie interpretată în contextul codului penal care prevede... Da, da, frumos 26. Da. Asta vă și tot ca o sugestie la capitolul 3, elementele și semnele constitutive ale infracțiunii, da, de falsificare propriu. Ar fi corect de exclus semnele, pentru că semnele sunt parte componentă a elementului. Că în continuare la 3.1, 3.2, 3.3, dumneavoastră caracterizați doar elementele, semnele nu sunt. Ar fi corect din partea mea. Mulțumesc mult, vreau să luăm considerație, propunerea și recomandarea. Mulțumesc. Vă rog, dacă mai aveți întrebări, noi să avem, stimați colegi, să avem etapa dezbateri și acolo, anume, în aceste momente, noi să avem posibilitate să expunem părerile noastre. Eu, la fel, ce a spus domnul doctor conferențiar, ne-am fixat în privința aceasta, că ar fi mai laconic, dar nu este o greșeală. Nu. Dar pentru înțelegerea sensului echivoc... Nu știu de valoare științifică. Dacă mai sunt întrebări? Nu sunt. Eu mai am încă o întrebare, tot în privința la propunerea noastră stipulată în alineatul 5, litera B, ceea ce privește proporțiile mari și deosebit de mari. Nu credeți că este prea mare degalaj între aceste două componente? Totuși este o diferență mare între daune în proporții mari și cele deosebit de mari. Poate cumva era cazul de redresat daune mari în alt capitol, spre exemplu, să fie în componența de bază și să rămâie doar daune în proporții mari. Sau daune în proporții mari să fac parte din aliatul 6. Cum dumneavoastră vă uitați la aceasta? Fiecare casă, nu știu, fiecare casă, fiecare comisie este o faptă separată. Persoana care instrumentează cauza penală, practicianul, eu înțeleg dumneavoastră întrebarea noastră, am înțeles, deci am impus... Nu, este foarte bine că sunt plus. Eu am avut în vedere, poate nu trebuie să facă ambele în aceeași circunstanță agravantă, poate trebuie să fie două circunstanțe separate. Vedeți, palierul financiar... Ca să putem grada răspunderea. Da, palierul financiar, am considerat să lăsăm într-o literă, să nu o divizăm. Noi am divizat răspunderea când o persoană este vinovată și când o persoană este nevinovată. Da? Dar palierul financiar l-a lăsat că, în cazul de față, trebuia să, după viziunea noastră, domnul președinte, trebuia să divizăm mai multe. Și asta aparte, și tăinuirea aparte, și asta ce legat de înlocuirea. Deci ne-am străduit să comprimăm că inițial, când am lucrat parcursul acești ani zile, au fost mai multe variante de lege referentă, chiar și 34 articole. Însă, datorită aportului și comisiei de urmare a școlii doctorale, de Academia și cel mare, deci a conducătorului doctorat, deci am compilat la un gând mai bine ajustat, mai bine aranjat și îmi dau seama că
este posibilitate de muncă și de interpretări și mai departe pentru a ajusta la soluționare și mai bună. Numai din considerent că face parte din un aspect de cauzare a unor daune materiale, de ce am lăsat întrebună. Mulțumesc. Stimați colegi, dacă aveți careva întrebări? Nu mai am. Nu. Bine, dacă nu sunt întrebări, noi trecem la următoarea etapă și eu ofer tu... Da, domn doctorant, aveți posibilitatea să treceți în sală. Deci trecem la următoarea etapă și în acest context ofer cuvântul secretarului științific, domnul Cical Alexandru, pentru a aduce la cunoștința participanților la susținere sugestiile și observațiile prezentate pe marginea manuscrisului tezei la etapa de examinare a acestuia în ședință de valoare prealabilă a tezei. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să menționez că la data de 11 noiembrie 2022, în cadrul ședinței Cartierii Drept Penal și Criminologie, Academiei Ștefan cel Mare, a fost supusă evaluarea preliminară, teza de doctorat, elaborată de către Eugen Pidelski. Ca urmare, a fost încheiat acordul conducătorului doctorat în persoana domnului Marian German, doctor în drept, conferințarul universitar și al membrilor Comisiei de Îndrumare, în componența domnului Clar Iuri, doctor în drept profesor universitar, Jocar Radion, doctor în drept profesor universitar și Lavan Boris, doctor în drept profesor universitar, privind admiterea prin susținerea publică a tezei de doctorat. Astfel, în cadrul ședinței, de către membrii Comisiei de Îndrumare, de către membrii Catedrei de Drept Penal și Criminologie Academiei Ștefan cel Mare, a fost înaintat un șir de obiecții și propuneri, care continuare le voi da citire. A fost recomandată revizuirea și reformularea ipotezii, sarcinii, problemei științifice, scopul și obiectivele tezii. De asemenea, a fost recomandată excluderea din introducere a textului cu referire la clasificarea unor categorii de infracțiuni. O altă propunere a fost, la metodologia cercetării științifice, a fost recomandată specificarea metodelor de cercetare. De asemenea, a fost recomandată revizuirea suportului științific și plasarea în text doar a autorilor care au avut tangență nemijlocită cu tema tezei de cercetare. De asemenea, a fost recomandată prezentarea în noutatea științifică a unor constatări care vor reflecta noutatea acesteia reieșind din cadrul normativ în vigoare. De asemenea, a fost recomandată excluderea din descrierea noutății și originalității a clasificării infracțiunilor contra justiției. Și se lăsă și ține doar de cele care țin de tema tezei. De asemenea, a fost recomandată revizuirea actualității tezei, fiind făcută un accent prin inexistența în prezent unui algoritm cert prin care ar fi reglementate clar semnele prezente componente de infracțiuni. Totodată, a fost recomandată indicarea în adnotare a cuvintelor cheie care mai exact s-ar reflecta la subiectul supus investigării. De asemenea, a fost recomandat ca sintagma infracțiunii de falsificare a probilor să fie înlocuită cu sintagma infracțiunea de falsificare a probilor, adică pitrat și dispinsă de falsificarea. În lucrare, este trasat de scop obiectiv analiza practicii judiciare a Republicii Moldova în domeniul fenomenului de fals, nefiind specificat dacă în domeniul falsificării probelor sau altor circunstanțe necesită de specificat și ulterior reflectat rezultatul în concluzii finale și propuneri. De asemenea, în paragraful 11, aprecieri doctrinare, normative și aplicative a infracțiunii de falsificare a probelor, din capitolul 1, necesită a fi redenumit în abordări normative și aplicative privind infracțiunea de falsificare a probei. În paragraful 3.1, aspecte generale privind elementele obiective și subiective ale infracțiunii de falsificare a probelor, sunt descrise elementele obiective și subiective ale infracțiunii în general. Fără a face referință la infracțiunea de falsificare a probelor, se recomandă excluderea din lucrare a paragrafului dat. De asemenea, a fost recomandată redenumirea capitolului 4, aspecte limitative ale infracțiunii, falsificarea probelor de alte infracțiuni omogene și regimul sancționator în delimitarea infracțiunii, falsificarea probelor de alte infracțiuni omogene. Totodată, a fost
sugerată propunerea includ din capitolul 4 a paragrafului 4.1 reperile aspectelor delimitative și comparative a infracțiunii de falsificare a probelor, deoarece informația din respectivul paragraf s-ar putea găsi locul în paragrafe ce țin de limitarea din procedură a falsificării probelor de alte fapte infracționale. A fost recomandată denumirea paragrafului 4.3 delimitarea infracțiunilor falsificare a probelor de fals în alte punci din capitolul 4. De asemenea, a fost recomandată revizuirea concluziilor capitolului și în concluziilor generale și recomandărilor, studierea unor constatări de ordin general și a celor care nu se referă nimijlocit la tema supusă cercetării. A fost recomandată redactarea tezei de ordin tehnico-gramatical și lingvistic în vederea studierii formulării și sintagmelor neclare sau ambiguie. A fost recomandată analiza dosarelor penale cercetate studiate la tema tezei. De asemenea, bibliografia necesită să corespundă prevederile ghidului, pe locul nu este indicată pagina din lucrare la care se face trimitere, se indică doar numărul total de pagini ale acesteia. De asemenea, a fost recomandată ajustarea iar resurse bibliografice și trimiterilor fiind respectate rigorile prevăzute de ghiduri de redactare a tezei doctorale. Și urma propunerii a fost recomandată revizuirea propunerii de referință și anume comansarea într-o normă unică, falsificarea probelor, tenuirea, deteriorarea, sustragerea sau delimitarea în două articole divizând falsificarea probelor într-un proces penal de falsificarea probelor în alte ramuri de drept de realizare a justiției. Acestea sunt toate propuneri, obiecțiile care au fost înaintate către Comisia de Drumare, Câșdica Tiedră, cele care s-au repetat, parcă nu le-am citit să ne repet, am făcut o generalizare și le-am citit separat. Vă mulțumesc, domnule doctorand, dumneavoastră aveți posibilitatea acum să vă referiți la aceste obiecții și să ne comunicați în ce măsură le-ați luat în calcul și dacă ați vă prins bine pentru îmbunătățirea lucrării noastre. Domnul președinte, stimați membri comisie, fiind mai mult în prezent persoane care sunt practician, deci pentru mine comisia de îndrumare a fost foarte importantă, toate sugestiile și recomandările care au fost înaintate de către toți membrii și totodată de către catedra în tribunal, deci au fost implementate la 100%. Împreună cu conducătorul doctorat am analizat minuțios toate recomandările și am constatat că sunt foarte bine venite și la 100% toate au fost ajustate. Teza a fost perfectată, a fost supuse a fost îmbunătățită prin plasarea și a unor deci, fabule din dosare penale, a sentințelor din instanța de judecată, bibliografia a fost ajustată la necesitățile prevăzute din regulament, ce este legat de excluderea unor paragrafe sau redenumirea acestora, deci la fel a fost ajustată și a fost adusă la concordanță care este prevăzută în regulamentul Academiei, a Școlii Doctorale de Academie și regulamentul ANACEC. Consider și vreau să mulțumesc Comisiei de Drumare pentru faptul că mi-a acordat tot suportul în cauză și pentru mine a fost foarte util și respectiv la momentul de față vă dă cunoștință că am executat 100%. Mulțumesc! Da, și confirmat pe tabel, este a fost verificat de către comunicatorul de doctorat, adică sub conducerea dumneavoastră a fost ajustat la 100%. Mulțumesc! Stimați colegi, acum urmează etapa în care referenții prezintă referatele de analiză cu referire obligatorie la cele criterii care sunt stabilite de regulament. Și în acest context, dacă să mergem după ordinea stabilirii membrilor Comisiei de Doctorat, se oferă cuvântul domnului Valeriu Bujor, doctor în drept, profesor universitar. Domnul Bujor, vă rog. Domnul președinte, stimați membri comisie, cu deosebit plăcere am citit lucrarea și din start spun că în ultimii 10-15 ani am numit la un drept penal, am văzut așa o lucrare matură din start, cel puțin la etapa în care eu am primit-o. La celelalte etape, cred că sunt destule observații și mi se pare că este prima oară în cei vreo 27 de ani de când eu fac referate de analiză, unde practic nu vin cu careva
observații așa serioase. Deci, după cum s-a vorbit, cunoașteți dumneavoastră că în cei circa 20 de ani de când legea penală prevede infracțiunea de falsificare a probelor, articolul 310 cod penal, a fost înregistrate circa 700 de asemenea fapte, ce reprezintă 0,20% din totalitatea infracțiunilor înregistrate în aceeași perioadă. Deci pare o cifră infimă, însă pornind de la pericolul social și consecințele negative ale falsificării probelor, pe lângă nivelul înalt de latență la acest tip de infracțiuni și probleme în aplicarea normei de incriminare, ne convingem că problema ce ține de analiza juridico-penală a infracțiunii de falsificare a probelor rămâne un extrem de actual. Autorul aduce suficiente argumente vizând necesitatea unui studiu doctrinar al problemei enunțate. Aceste constatări sunt îndeajuns pentru a înțelege necesitatea și actualitatea unei cercetări fundamentale a tuturor aspectelor ce țin de interpretarea și aplicarea corectă a prevederilor normative în cazul infracțiunii de falsificare a probelor. Comiterea infracțiunii respective de către persoane investite cu atribuții de combatere a comunității influențează negativ capacitatea măsurilor de contracarare a acestea, indiferent de motivele care au determinat fapta respectivă, iar cazul de atentat la interesele justiției generează sentimentul de neîncredere al cetățenilor în valoare și puterea legii, inclusiv sabotează capacitatea statului de a menține ordinea juridică. Aceasta afirmă doctorandul în teză și eu pentru i-am permis să mă alătur acestei afirmații. Într-adevăr, este o infracțiune care are un impact social destul de grav. Dacă ne referim la metodologia utilizată, gradul de corespundere a acestei față de obiective trasate, atunci constat că autorul tezii formulează un scop concret și bine definit cu trasarea obiectivelor logic expuse, subțin formulate, per ansamblu și acestea permit atingerea scopului spontan. Scopul și obiectivele studiului realizat sunt corelate și corespund cu titlul și planul tezii, în așa mod că sunt cuprinse practic toate aspectele posibile cu caracter juridico-penal. Problemele de cercetare sunt argumentate și conectate logic la cadrul teoric. Cu referire la descrierea și argumentarea legilor, metodelor, procedurilor tehnice utilizate pentru realizarea scopului și obiectivelor, constatăm că autorul a argumentat și a descris instrumentarul de cercetare, după observațiile care, după cum am văzut, au fost făcute. Constatăm de asemenea că în procesul de analiză autorul stăpânește acest instrumentarul și aplică corect. Tragem atenția autorului asupra textului ipotezei de cercetare, care de fapt în redacția actuală, chiar dacă poate a fost reformulată, în redacția actuală mai mult este formulată sau sunt formulate cele aspecte ca scopul și obiectiv. Aceasta e o problemă la 90% din doctoranți. Formularea ipotezei. În acest caz se impune decorelat ipoteza cu noutatea științifică și problema științifică rezolvată. Am analizat lucrarea în fiecare capitol în parte, subcapitol. Se cere ca în subcapitole totuși și acele aspecte care dumneavoastră le abordați, ele nu sunt în plan, dar ar trebui să reflecte, deoarece este o logică bine conturată și ea trebuie să vadă și în plan. În text le-am găsit. Capitolul 1 se trece în revistă multiple materiale științifice relevante publicate în Republica Moldova, cât și unele publicații reprezentative care au văzut lumina tiparului în alte țări. Aceste lucrări sunt analizate critic, fiind arătate principalele idei promovate de autori, au fost determinate problemele care sunt tratate controversat, dar și acele care au rămas în afara atenției cercetătorilor.
Apare analiza, a permis formularea problemei de cercetare și trasarea direcțiilor de soluționare. Am mai multe chestiuni teoretice și practice. De menționat că capitolul de documentare, ca și fiecare din celelalte capitole ale tezei, este conceput și realizat ca ceva distinct, un subiect de studiu logic expus cu o finalitate concretă. Este un studiu, eu aș spune, model de analiză a surselor de temare. De regulă întâlnim 7-8 surse pe o pagină, aici fiecare surse este acordată destul spațiu, însă în același timp, iată, eu aceasta am observat și mai înainte, m-am introdus-o în referat, dar vreau să atrag atenție. Iată, dumneavoastră, la concluzii și la primul capitol și concluzii generale, scris că puținele lucrări și publicații de acest segment abordează doar superficial și foarte incomplet subiectul în cauză, fără a pătrunde din esență problemele generate și așa mai departe. Înțelegi, din punct de vedere a deontologiei profesionale, respectarea etici, nu se ce această concluzie, ea nu trebuia să fie. Dumneavoastră ați avut în vedere cu totul altceva. Dar cei care o citesc, ei nu știu gândurile dumneavoastră, nu o să citească lucrarea pe ansamblu. Adică, ați făcut o analiză, i-ați lăudat, au abordat, și doar superficial și foarte incomplet. Nu pătrund în esență. Adică, tu ești cel mai bine versat în problemă. Deci, dacă cineva ar fi realizat o teză de doctorat, ca și dumneavoastră o analizați și vedeți că e slabă, e una. Dar dacă profesorul Lare sau Riță, abordând această problemă tangențială, printre altele, se referă doar în linii generale. Nu putem spune că e superficial. Destul de fiecare din noi se afirmă serios. Adică, cumva de formulat, ca să nu-i atingem pe cei care pot citi teza la următoarea etapă și la punctul 5, din start, e satisfăcător sau cu alte aprecieri. Deci eu, în referatul de analiză, nu va fi acest aspect, dar eu mi l-am notat ca să vă-l spun, deoarece el nu-i de principiu, el nu-i formulat gândul dumneavoastră corect. Asta. În capitolul 2, deci în cele două subcapitole sunt analizate 32 de norme de incriminare a faptelor de falsificare a probelor din țările Uniunii Europene și din spațiul ex-sovietic. Este o analiză comparativă profundă, cu multe concluzii care îmbogățesc teoria dreptului penal, dar și pot servi armonizării legislației la practicile avansate vizând incriminarea directă sau indirectă a faptelor de falsificare a probelor. Ca sugestie, deci dumneavoastră scrieți, se incriminează infracțiunea de falsificare a probelor. Ca atare, se incriminează nu infracțiunea de falsificare a probelor, ci fapta care în urma incriminării primește sintagma de infracțiune. Doctorandul, la pagina 78, vine cu așa o constatare, concluzie. Analiza de rigoare denotă evident insuficiența de reglementare normativă a subiectului respectiv în cazul unor grupe impunători de stat, situația în cauză fiind o lacură substanțială pentru sistemul drept al acestui. Dar, de fapt, studiul comparat se realizează, nu are de scop de a găsi cele mai potrivite soluții normative pentru reglementările într-un anumit domeniu și armonizarea legislației la anumit standard. Nici de cum, însă, nu și critica altor sisteme naționale de drept, luându-se ca etalon de evaluare și apreciere reglementările moldovenești. Adică noi suntem cei mai și ceilalți nu-i ajunge capul să-și protejeze sistemul de drept. Ori fiecare,
de sistem național de drept are specificul său de reglementare a relațiilor sociale și unicul criteriu de evaluare este eficiența acestuia în apărarea ordinii juridice din țara respectivă. Sunt tradiții normative, este tehnica sa, deci nu putem noi cu măsurarea noastră să venim și să-i criticăm pe ei. Noi luăm de la ei lucruri bune. Capitolul 3 este destul de impunător după volum, 58 de pagini, sunt analizat cu lux de amănunte elementele constitutive, obiective și subiective ale infracțiunii de falsificare a probei. Este laudabil fapt că autorul, analizând obiectul ca și celelalte laturi ale componenței infracțiunii, pornește de la o analiză profundă a conceptelor doctrinare cu referire la subiectul abordat, apoi argumentat de la probleme fundamentale în ordine teoretic și aplicativ, trece la o abordare pragmatică a conceptului potrivit interesului prezentului studiu. Nu sunt lăsate în afară studiului și chestiuni mai particulare, dar care aduc o claritate în materie abordată. Este potrivit delimitarea între noțiunile de produs al infracțiunii și obiect material al infracțiunii. De asemenea, sunt interesante sugestiile autorului pe marginea analizei obiectului juridic al infracțiunii de falsificare a probelor, unde acesta, pornind de la aspecte conceptuale, procede apoi la o analiză concretă a obiectului infracțiunii prevăzut la articolul 310. Sunt analizate profund și multe aspecte și mult aspectual probe și clasificarea acestora în procesul civil și penal, de asemenea procesul probator, mijloacele de probă. Analiza este bazată pe aprecieri doctrinare, studiul cadrului normativ, practici judiciare, estimări experții. Pe parcurs, autorul se pronunță asupra multiplelor probleme de ori între ori etic și practic, venind cu soluții bine argumentate, spre exemplu, cea vizând necesitatea extinderii cercului de probe și mijloace probatorii, ce urmează a fi calificate drept obiect al infracțiunii de referință, sau realizarea măsurilor speciale de investigație efectuate în afara procesului penal. În continuare, cercetării, autorul analizează latura obiectivă a infracțiunii de falsificare a probelor, pornind de la analiza terminologiei utilizate de legislator la întocmirea textului de incriminare a faptului de fabricare a probelor. Prezintă interes nu doar teoretic, dar și practic argumentele aduse în favoarea interpretării extensive a noțiunii de falsificare a probelor prin enumerarea metodelor de comitere ale acestora. Falsificarea intelectuală, modificarea conținutului sau structurii inițiale, sustragerea probelor, tăinuire, înlocuire, distrugere și așa mai departe. Autorul tezei, pe bună dreptate, insistă asupra examinării chestiunii ce ține de momentul consumării infracțiunii de falsificare a probelor, care are o percepere ambiguă ca proces și ca rezultat. Deci la etapa procesuală, de subiect și așa mai departe. Analizând elementele subiective ale infracțiunii de falsificare a probelor, doctorandul insistă argumentat asupra rolului care îl are constatarea motivului și scopului prin calificare corectă și pentru individualizarea pedepsei. Mai mult ca atât, sunt propuse de asemenea în calitate de motive ale infracțiunii următoare: lăcomie, răzbunarea, înțelegere falsă a intereselor de serviciu, interesele personale, iar în calitate de scopul tragere cu bună știință la răspundere penală a unei persoane vinovate, scopul cauzării de daune, onoare, demnități sau reputației persoanei și alte scopuri. De asemenea, doctorandul se include în polemică doctrinară și vine cu sugestii argumentate vizând atribuire la categorie subiecților falsificării probelor și a altor persoane supra celor prevăzute în actuala redacție a articolului 310. În capitolul 4, deci, sunt delimitate foarte minuțios, foarte convingător. Deci, infracțiune omogenie, deci, infracțiunea prevăzută la articolul 310 și împărtășind majoritatea concluziilor care sunt enumărate,
că cu referire, iată, la concluzia dumneavoastră, că pericolul sporit, nu prin atât prin amploare, și prin esența acestei infracțiuni, și că legislatorul subapreciază adevăratul caracter prejudiciabil al faptei estimate. Se propune de a estima gradul prejudiciabil al falsificării de probe, având ca reper trei nivele, individual, social și universal. Este o ipoteză interesantă, poate la etapa de discuții să mă expun, însă puțini cercetători se referă la acest aspect, deoarece acel concept de pericol social înlocuit cu conceptul de prejudiciabilitate a faptei, el iată cheamă necesitatea de a ieși cumva din impasul acesta, când pericolul social trebuie totuși cumva apreciat. Analiza tezei de doctorat pe ansamblu arată că conținutul materiei corespunde titlului fiecărui capitol și subcapitol. De asemenea, analiza tezei ne permite să ne pronunțăm asupra relevanței științei și a rezultatelor obținute de domnul Petrescu Eugen. Constatăm că lucrarea are o ținută științifică impecabilă, de asemenea constat că și rezultatele științifice obținute sunt relevante, direct scrise, clar și concis, majoritatea din ele au un caracter novator. Lucrarea este originală, având atât importanță teoretică cât și valoare aplicativ practică. Concluziile pe capitole reflectă conținuturile capitolelor respective, iar concluziile generale reiese din studiul realizat, sunt structurate și expuse logic, având argumente suficiente în conținutul de bază al studiului. Recomandările care poartă caracter de propunere de lege ferendă sau care vin să îmbunătățească cadrul normativ în vigoare au un impact valoros pentru teorie și practica dreptului penal cu referire la răspundere pentru infracțiune de falsificare a probelor. Apreciem lista impunătoare a bibliografiei utilizate, care prin 2-3 surse nemijlocit la tema dată. Referințe bibliografice la aceste surse sunt corecte la teme cu respectarea eticii și deontologiei profesionale. În conținutul lucrării sunt făcute trimitere la toate publicațiile autorului, cuprinse și în lista bibliografică, conform cerințelor. Lucrarea este scrisă într-un limbaj accesibil, clar și precis, de o înaltă ținută academică, este redactat și machetat conform cerințelor, conținând toate elementele structurale prevăzute de ghidul ANAC. Rezumatul tezei corespunde conținutul, de asemenea lucrarea este pe deplin reflectată în publicația autorului, iar rezultatele obținute sunt validate în cadrul a circa 20 de reuniuni științifice. În concluzie, apreciem valoarea științifică practică inedită a lucrării de doctorat elaborate de domnul Petrescu Eugen, ținuta științifică a tezii, aportul personal adus de autor pentru teoria dreptului penal, prin îmbogățirea arsenalului de interpretare a infracțiunii de falsificare a probelor, consider că autorul merită conferirea titlului de doctor în drept la specialitate drept penal și execuțional penal. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc frumos! În continuare, pentru a prezenta referatul de analiză, cuvântul se oferă domnului Iuri Mare, doctor în drept, profesor de universitate. Da. Mulțumesc, domnul Ședinte, stimați membri ai Comisiei Doctorat. Deci, sunt la următoarea etapă în calitate de membru al Comisiei. Deci, anterior, după cum vedeți, din și din dosarul pretendentului la titlul științific de doctorat și din teza propriu-zis, am făcut parte din Comisia de Îndrumare și, evident, cunosc practic, mare majoritatea etapelor pe care le-a parcurs autorul în vederea elaborării acestei lucrări de doctorat. Astăzi avem o lucrare destul de interesantă, inedită în felul său. Deci, se deosebește radical de prima etapă de susținere în cadrul catedrei, cu participarea membrilor Comisiei de Doctorat, la care m-am expus. Și, în principiu, toate sugestiile, toate obiecțiile pe care le-am înaintat, ce spune, doctorandul le-a luat în considerare. Și, evident, așa cum s-a expus și dumnealui,
Deci, practic, 100% acestea au fost implementate în procesul de perfectare a proiectului. Deci, o să mă expun foarte succint pe compartimentele pe care le-am plasat în aviz, începând cu actualitatea temei. Deci, actualitatea temei care este investigată complex în conținutul acestei lucrări este determinată nu doar de tendințele negative ale fenomenului vizat, dar și de numărul redus de studii științifice și care are elucidat claritate conținutul juridic și problemele ce apar în legătură cu clarificarea unor concepte sau polemici cu privire la infracțiuni în cauză. Deci, în ce privește baza teoretică a tezei, lucrarea reflectă diverse opinii ale autorilor care au efectuat cercetări în domeniu, aceste fiind analizate de către doctorand și apreciate din punctul de vedere al științei dreptului penal, dar și a legislației naționale, se referă la infracțiunea de falsificare a probelor. Prin urmare, studiul înglobează rezultatele analizei celor mai importante materiale științifice publicate la tema tezei, care autorul a identificat o serie de probleme care se confruntă organele de drept autohtone în procesul de relevare, documentare și combate a fenomenului investigat. Acest fapt a permis identificarea mai multor soluții care, în viziunea autorului, diminua substanțial nivelul respectivelor manifestări infracționale. De asemenea, au fost elaborate și diferite concepte, propuneri de modificare și completare legislației în vigoare, identificate noi probleme de cercetare științifică, bazate pe cunoștințe teoretice. Prin urmare, lucrarea reprezintă, în acest sens, un fundament teoretic solid, în baza căruia pot fi prefigurate și realizate noi cercetări în domeniul de referință. Referitor la inovația și originalitatea științei, teza constituie o cercetare juridico-penală complexă cu privire la falsificarea probelor, în rezultatul care a fost relevată o serie de disensiuni generate de imperfecțiunea normei penale, care incriminează această infracțiune. Au fost identificate probleme care se confruntă organele de drept, abilitate, competențe de investigare și documentare în infracțiunilor de falsificare a probelor, precum și caracterul uniform al aplicării actualelor reglementări prevăzute de articolul 310 Cod Penal Republicii Moldova. Pe de altă parte, aceste constatări au fost realizate în baza analizei minuțioase a materialelor științifice publicate în Republica Moldova și în alte state, precum și în baza unui bogat material empiric, care a rezultat în documente oficiale, din sondaje de opinie, precum și în practică organelor de drept național în domeniul de referință. Lucrarea este originală prin subiectul ales și reprezintă o extindere binevenită a cercetării într-un domeniu insuficient studiat până în prezent, constituind o sursă de fundamentare și orientare a politicii statului, în luptă de reprimare criminalității în general și a infracțiunilor de falsificare a probelor în special. Referitor la valoarea practică a cercetării, constat că aplicabilitatea rezultatelor obținute în urma studiului realizat derivă din constatările și concluziile autorului, fiind importante la clarificarea multiplor probleme cu care se confruntă subiecții de aplicare a legii în procesul de încadrare juridică a infracțiunii de falsificare a probelor. În context, este important de menționat că ideile, concluziile și recomandările științifice reflectate în conținutul tezei de doctorat își pot găsi aplicabilitate în procesul de elaborare și perfecționare a normelor juridice, în programele de studii ale instituțiilor de învățământ specializate și în activitatea organelor de drept axată pe investigare, prevenire și combaterea infracțiunilor de falsificare a probelor. Calitatea metodologică a cercetării este impresionantă, în opinia mea. În acest sens, caracterul complex al cercetării determinat necesitatea utilizării unui ansamblu de idei, teorii, metode generale și speciale cu caracter cognitiv. Prin urmare, respectiva teză doctorată are la bază un suport metodologic destul de solid, după cum urmează. Utilizarea justificată și complexă a actelor normative în vigoare, caracter național și internațional, abordarea eficientă a materialului doctrinal teoretic și completarea reușită a acestui cazuri reale din practica judiciară, utilizarea argumentată a unor metode tradiționale de cercetare, precum cea istorică, logică, comparativă, sistemică, statistică, prospectivă, interpretare literară, sondajul și așa mai departe. Latura empirică a cercetării se bazează pe studierea și întemeierea concluziilor teoretice cu argumentările de rigoare rezultate din jurisprudența Republicii Moldova, precum și din hotărârile CEDO. Dar, desigur, că aici
este foarte, foarte important, nu doar cele menționate, dar și utilizarea acelui sondaj sociologic care l-a realizat doctorandul prin implementarea unor metode destul de interesante de audiere, de solicitare opiniilor din partea observilor de urmărire penală, cei care investigează asemenea cazuri, procurorii, precum și judecătorii. Și nu doar, dar au făcut și o interpretare detaliată, o tălmăcire a rezultatelor obținute, reflectându-le în conținutul lucrării, care s-a bazat ulterior în înaintarea acelor propuneri, inclusiv de lege ferendă, care sunt destul de binevenite, de binevenite pentru perfectarea legislației naționale la capitolul infracțiuni de falsificare a probei. Conceperea și calitatea textului. Teza este structurată în următoarele compartimente, notare, în trei limbi, introducere, patru capitole divizate în 12 secțiuni, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 203 tipuri, 185 pagini text de bază și 4 anexe. Textul este bine structurat și redactat, conceput tot și într-o manieră accesibilă atât doctrinarilor, cât și cititorilor de rând. Ideile expuse sunt coerente și bine argumentate. Este respectat stilul de cercetare în așa fel, încât conținutul studiului să aibă valoare științifică. Toate acestea dovedințe, teza de doctorat este reușită din punctul de vedere analizat. Asigurarea bibliografică. Teza de doctorat dispune de un scurt bibliografic constituit din 203 surse, așa cum am menționat și mai sus, inclusiv acte normative autohtone, străine și internaționale. Din arsenalul bibliografic reflectat în conținutul lucrării se observă că autorul a examinat minuțios literatura de specialitate existentă la acest moment în Republica Moldova, România și alte țări ale Uniunii Europene, precum și cea existentă în spațiu ex-sovietic, de care s-a ghidat destul de mult și a făcut interpretările și referințele derivate. De asemenea, este important de menționat și faptul că aspectele teoretice ale studiului au fost completate cu specii reale din practica judiciară. Nu mai puțin important, așa cum am menționat și mai sus, este sondajul realizat în privința sau cu implicarea, mai cu seama, ofițerilor de urmări penală, procurorilor și judecătorilor. Toate acestea au oferit autorului posibilitatea de a identifica corect problemele pe care le evocă fenomenul investigat, de a clarifica dimensiunile juridice și tendințele lui reale, dar și de a propune soluții coerente în vederea contracărării eficiente a acestui proiect de gros pentru societate. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor. Deci, rezultatele științifice la care s-a ajuns prin cercetarea realizată formează noutatea și valoarea științifică a tezei de doctorat, acestea fiind sistematizate într-un compartiment separat, concluzii generale și recomandări constituie finalitatea studiului efectuat. De menționat că informațiile conținute în lucrare lărgesc cunoștințele în domeniul științei de dreptul penal cu referire la fapta de falsificare a probelor, completând fundamentele teoretice și aplicative cu privire la sistemul măsurilor legislative focalizate de combaterea genului respectiv de infracțiuni. Concluziile generale și recomandările expuse la finele lucrării denotă caracterul inovator și originalitatea rezultatelor obținute, reflectând în esență următoare. Deci clarificarea unor noțiuni, termeni, sintagme și interpretări se referă la elementele și semnele infracțiunii de falsificare a probelor, fiind propuse în baza analizei teoretice și justificării necesităților practice, ajustarea prevederilor corespunzătoare legislației naționale în domeniul de referință la actele normative și politice naționale ce vizează contracararea fenomenului investigat. De asemenea, a avut loc o suplinire a abordărilor științifice complexe în vederea soluționării problemelor privind răspunderea penală pentru infracțiunea de falsificare a probelor, acestea servind în calitate de suport teoretic-practic consistent pentru angajați în diferitor organe de drept, dar și pentru cadrele didactice universitari, pentru cercetători, precum și pentru cei interesați de problematica respectivă. Și al treilea argument este că propunerile și recomandările care le-ați efectuat, inclusiv cele de lege ferendă, sunt relevante și argumentate sub aspect științific, urmând a fi luate în considerare de către legiuitor la perfecționarea ulterioară a cadrului normativ incriminator. Deci, corespunderea conținutului temei aprobate, publicațiilor candidatului și rezumatul tezei. Deci, teza de doctor în drept corespunde temei aprobate și specialității științifice solicitate. În ceea ce privește publicațiile autorului, acestea sunt corelate cu tematica abordată și reflectă principalele rezultate științifice
obținute. Rezumatul tezei doctorat este elaborat conform exigențelor regulare stabilite de ANACEC și în acest context consider că autorul posedă cunoștințe teoretice și practice profunde în domeniul de referință, care fiind corelate cu propuneri concrete de soluționare a problemelor elucidate, oferă lucrări în conținut științific și practic de mare valoare. Observații și recomandări. În principiu, așa cum am menționat chiar din start, atunci când am început să prezint acest aviz, m-am referit la faptul că mare parte a obiecțiilor, a sugestiilor, propunerilor pe care le-am înaintat în etapa precedentă de susținerea tezei doctorate a fost luate în calcul, totuși unele s-au mai strecurat pe alocuri involuntare, sigur că deci noi toți suntem oameni. Chestiuni tehnice, desigur, întotdeauna se mai întâmplă, chiar unele omisiuni, să zicem așa, unele erori de natură tehnică, dar și alte, desigur că deci, au fost totuși, au mai rămas în lucrare. Dar aceasta nu este o chestie de esență și, desigur, că eventual pentru viitor, atunci când veți publica teza într-o lucrare monografică, ar fi recomandabil să le luați în calcul. Deci, dacă vă aduceți aminte, din start, eu am propus să uniformizați textul lucrării, unde sintagma infracțiune de falsificare a probelor ar fi cazul să o înlocuiți cu deci, pe cea de infracțiunea falsificare a probelor. Parcă este ceva nedefinit, neterminat. Deci, infracțiunea de falsificare a probelor, în loc de infracțiunea falsificare a probelor. Când se spune infracțiunea falsificare a probelor, deci acestea se iau în ghilimine, din câte cunosc eu, din punct de vedere redacțional. Așa, un alt aspect, iată aveți la pagina 10, datele statistice a dinamicii infracțiunii de falsificare a probelor. Deci, nu cred că este o exprimare corectă, de fapt se utilizează date statistice care reflectă dinamica infracțiunii. Sau și mai simplu, dinamica infracțiunilor de falsificare a probelor. În introducere, atunci la compartimentul obiective propuse, deci utilizați cercetarea și propune obiective. Deci cercetarea nu este ceva însuflețit, este ceva altceva, nu poate să-și propună obiective. Autorul care realizează studiul propune obiective prin intermediul cercetării respective. La obiectivul 3, așa, nu zădar v-am întrebat atunci când ați expus deci, lucrarea. Analiza cauzelor și condițiilor generatoare ale infracțiunii de falsificare a probelor. Asta e clar. Și ale elementelor constitutive ale acestea. Deci, să vă străduiți să nu utilizați astfel de sintagme, pentru că nu știu ce cauze și condiții ar fi în cadrul sau în cazul elementelor constitutive ale acestea. În general, infracțiunea este constituită din elemente obiective și subiective. Noi când vorbim de infracțiuni, avem în vedere că toate acestea sunt conținute în infracțiune și nu trebuie de specificat separat. Pe alocuri, așa cum am menționat în stat, conținutul tezei mai necesită o redactare suplimentară, vedere scrierii formulărilor, sintagmelor neclare sau ambigue, dar și a erorilor tehnice și de ordin gramatical. Am văzut că ceva de la începutul cuvântului este luat prima literă, luată în paranteză pătrată. Deci, probabil că este ceva tehnic, ceva că e calculatorul ce a făcut eroarea respectivă, trebuie să fie revizuit atunci când veți procede la următoare etapă, când veți publica lucrarea într-un alt format. Acestea fiind spuse, vreau să mă refer și la concluzia privind corespunderea tezei, titlul științific solicitat. Deci, având în vedere noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor cercetării, valoarea teoretică și aplicativă a concluzilor și recomandărilor formulate, apreciez teza de doctorat, analiza verdictului penal a infracțiunii de falsificare a probelor, elaborată de Eugeniu Piterski la specialitatea 554.01, drept penal și excepțional penal, ca un studiu de valoare care corespunde cerințelor regulamentare și a celor de cercetare științifică, autorul ei meritând în totalitate abordarea tipului științific de doctor în drept la specialitatea solicitată. Vă mulțumesc!
Cuvântul se oferă domnului Andrei Năstas, doctor în drept, conferențiar universitar. Vă mulțumesc, domnul președinte. Și eu o să fiu cât mai succint, pot menționa faptul că îl cunosc pe doctorand ca un practician de valoare. Acum pot să menționez faptul că îl cunosc deja și ca cercetător științific. Da, bravo, merită, pe bune. Deci o să fiu cât mai succint. Ce ține de actualitatea temei și problematica abordată, da, înfăptuirea justiției reprezintă cu adevărat una din atribuțiile de bază a statului. Deci, prerogativa înfăptuirii justiției stă în sarcina instanțelor de judecată, care au un rol de arbitru și acestea urmăresc acele probe prezentate de către părți în proces, da? La rândul lor, părțile depun efort pentru a pleda în favoarea fiecărei poziții, deci fiecare are poziția sa, și relevarea anumitor circumstanțe de fapt. Deci fapt care afectează grav procesul de înfăptuire a justiției. Deci în acest context se înscriu mijloacele drept penal destinate prevenirii și combaterii falsificării de probe prin incriminarea faptei la articolul 310 cod penal. Deci sfera de protejare a relațiilor sociale și carențele acestui conținut normativ impun un studiu fundamental în materie dreptul penal care a fost realizat de către doctorand împreună cu conducătorul științific. Deci metodologia utilizată de autor la elaborarea tezei doctorat este complexă și tratează problematica din diferite perspective, oferind cercetării un caracter multiaspectual și profund. Teza este formată din trei compartimente, partea preliminară, partea principală și partea complementară. Volumul părților în total constituie peste 192 de pagini, aproximativ, ceea ce depășește neesențial volumul maxim admisibil. Însă, pe fundalul tematicii abordate și numărul capitolului care conține această teză, aceasta depășește, depășire nu este de natură de a diminua valoarea conținutului acestei lucrări. La finele fiecărui capitol sunt formulate concluzii relevante. Se constată o conexiune inerentă dintre concluziile de la finele capitolului și materialul cercetat. Rezultatele cercetării sunt novative, întrucât autorul propune atât modificarea din perspectiva reglementării normative a actului la articolul 310 cod penal, cu un nou conținut care capătă un nou conținut, da? Recomandările și propunerile de legea ferenda expuse la finele studiului se bucură de o claritate juridică bazată pe analiza diverselor surse doctrinare. Deci impactul pozitiv a concluziilor și recomandărilor asupra domeniului cercetat este pe măsura unei teze de doctorat. Conținutul și concluzii sunt utile în procesul de instruire și pot fi puse la baza ulterioară a studiilor în domeniul dreptului penal criminologic. Ceea ce ține de contribuția personală a autorului, constăm că propunerile de lege ferenda, dar și interpretarea conținutului său normativ, da, actual, cu indicarea limitelor de aplicare. Deci, în același context, rezultatele studiului sunt relevante în cadrul lucrării științifice elaborate, sunt elaborate și publicate peste 15 articole la tema tezei de către autor. Originalitatea lucrării se remarcă prin acele concluzii și recomandări care pot constitui un fundament științific pentru modificarea legislației, mai cu seamă că problemele de aplicare a legii penale în practică judiciară sub aspectul infracțiunii articolului 310 cod penal există. Fapt confirmat și prin conținutul studiului. Relevanța faptul că regulile de tehnoredactare pe alocuri nu au fost strict respectate de autorul tezei, dar cred că asta este, cum a spus și antevorbitorul meu, o eroare tehnică. Lucrarea științifică are o suficientă fundamentare doctrinară, fiind relevantă și pertinentă,
și anume jurisprudența, tratarea și analiza jurisprudenței de specialitate și include peste 200 de referințe bibliografice. Rezumatul tezei de doctor a fost elaborat și prezentat în acord cu cerințele expres indicate în ghidul de redactare tezei de doctor și a rezumatului aprobat de Școala Doctorală a Academiei Ștefan cel Mare. În concluzie pot spune că concluziile sunt că doctorandul a elaborat teza analiza juridico-penală a infracțiunii de falsificare a probelor și îndeplinește standardele de calitate. Mai mult cu atât putem să-i oferim calificativul pentru elaborarea acestei teze de foarte bine, adică magna cum laude. Și merită a fi acordat titlul de doctor în drept. Vă mulțumesc frumos. Se oferă cuvânt doctorandului pentru a comenta aceste obiecții și sugestii prezentate de către referenții oficiale. Stimați președinte comisiei, stimați conducător, stimați membri ai comisiei, am ascultat cu deosebită atenție, deoarece iar și este un pas interesant în activitatea mea științifică. Toate recomandările care au fost înaintate sunt foarte binevenite și voi întreprinde toate măsurile ca să le ajustez, să o aduc la o condiție și mai bună lucrarea la care am lucrat. În acest context vreau să vă mulțumesc încă o dată și asta este. Mulțumim. În continuare, cuvântul se oferă conducătorului științific pentru a ne familiariza cu unele date referitoare la personalitatea doctorandului, la traseul academic parcurs de către doctorand pe perioada efectuării studiilor de doctorat și, în mod prioritar, de a se expune asupra rezoluției cu privire la raportul de similitudini. Cu alte cuvinte, este vorba de avizul de originalitate a tezei și asupra unor împrumuturi neautorizate, dacă acestea există. Domnul German, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Deci, stimați membri ai comisiei, vreau să vă aduc la cunoștință că dacă se fac o retrospectivă a evenimentelor istorice care am parcurs-o împreună cu doctorandul la elaborarea tezei analiza juridico-penală a infracțiunilor de falsificare a probelor, deci cu aproximativ 4 ani în urmă, când domnul Peterski a venit la mine cu rugămintea ca să-i fiu conducător de doctorat, să selectăm o temă pentru cercetarea ulterioară științifică a dumnealui, deci evident că ne-am așezat ambii în birou, am deschis codul penal și prima întrebare care a fost față de doctorand, care temă ție mai aproape pentru a efectua o cercetare științifică. Am ajuns la infracțiunile contra justiției, la care eu i-am spus, Eugen, uite, infracțiunile contra justiției sunt foarte interesante. Și noi avem sute de cazuri când emite o sentință, o încheiere judecătorească, o dispoziție care se contrazic de la o instanță la alta. Deci, prima instanță elaborează un act, Curtea de Apel complet alt act și Curtea Supremă alt act. Mai ales când aceasta se trece prin intermediul falsificării probelor. Plus la aceasta, deși ca să spunem despre actualitatea temei care deci consider că doctorandul a reușit să o dezvolte foarte bine în teza sa de doctorat. Deci atunci am discutat despre faptul că în mare majoritate a cazurilor, când sentințele, hotărârile, deciziile judecătorești sunt formulate într-o manieră când unele persoane, deci fiind vinovate,
de săvârșirea unei infracțiuni prin intermediul falsificării codurilor sunt eliberate de răspundere penală și niciodată nu se mai înspășesc pedeapsa. Și invers, când persoana, deci nu este vinovată, dar prin diferite abuzuri, deci se falsifică probe și persoana este trimisă pentru ispășirea unei pedepse. Ceea ce este legat de dosarele penale, ceea ce este legat de dosarele contencios, dar și civile, evident că avem aceleași abuzuri. Propunerea din start, încă până la efectuarea unor cercetări științifice în domeniu, a fost axată și pe delimitarea subiectelor care până la momentul acela nu era stipulat în lege și nici acum nu este. Iată, doctorandul a ieșit cu unele propuneri extraordinare referitor la faptul de a diferenția subiecții care vor falsifica probele. Deci, fiindcă în un caz noi avem funcționarii poliției, în alt caz avem participanții în proces și alți subiecti care participă la falsificarea propriilor și cu ulterioara atrage la răspundere penală. Eu consider că în acești ani de studii la școala doctorală, domnul Peterski s-a conformat în totalmente procesul de studii. În fiecare an a elaborat referatul care este impus obligatoriu și a acumulat pontajul prin îndeplinirea actelor care sunt în cadrul școlii doctorale. Deci, evident că noi, aprobând o comisie de îndrumare, am lucrat foarte activ și astăzi este unul din membrii Comisiei de Îndrumare, este și membru al Comisiei deci de examinare a tezei de doctorat, domnul Lari, care mi-a sugerat foarte multe idei și noi le-am luat în calcul. Deci doctorandul s-a conformat practic tuturor recomandărilor și pe marginea acestor recomandări aș înfăptuit un tabel de lichidare a neajunsurilor care au fost aduse. Și consider că teza, deci corespunde în totalmente rigorilor care sunt impuse de regulamente. În ceea ce privește raportul, deci rezoluția cu privire la raportul de similitudine. Deci noi am ajuns la coeficientul de similitudine numărul 1 cu 13.84%, care se încadrează în norma expusă de legislație. Deci coeficientul de similitudine 2 este 7.61%. Deci este puțin mai mare, doar că s-a argumentat, fiindcă din rezoluția pe care noi am primit-o, marea majoritate la care se face referință, deci se face referință la publicațiile doctorandului. Deci așa tehnic se apreciază că, în ghilimele ar spune, presupusul plagiat este luat tot din articole științifice și a doctorandului. O mare parte, deci, a referințelor cu privire la plagiat se fac și la textele luate din legislație. Deci atunci când doctorandul face trimitere la codul penal, codul de procedură penală, adică textele luate din lege, sunt reflectate aici. Deci procesul verbal de control al originalității lucrării a fost semnat de către conducătorul științific cu sintagma fără obiecții. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Așa, următoarea etapă a susținerii publice
teză de doctorat este etapa când președintele comisiei și conducătorul științific de doctorat își prezintă opiniile vis-a-vis de teză, bineînțeles, punctându-se asupra celor cerințe care sunt prevăzute în ghidul de redactare a tezei și a referatului. Ceea ce privește notatea, originalitatea, suportul metodologic, de asemenea. În acest context, iarăși ofer cuvântul domnului German să prezinte acest aviz asupra tezei doctorat a domnului Pitevski. Mulțumesc frumos, domnule președinte, stimați membrii ai comisiei. Deci, eu, în calitate de conducător a tezei de doctorat, am pregătit un aviz. Deci, avizul, în mare parte, deci, va conține și unele elemente din rapoartele referenților oficial, deci mă voi strădui, l-am, deci, și în format electronic și asta, dar ca să nu mă repet ceea ce au spus referenții, deci vă da citire. Una din tendințele negative în domeniul aplicării legii este creșterea esențială a cazurilor de pronunțare deciziilor, hotărârilor sentințelor judecătorești, cu încălcări și abateri esențiale la prevederile legii, datorită implicării în actul justiției a unor participanți la proces prin intermediul falsificării probelor, complexitatea continuă a procesului de descoperire și cercetare a infracțiunilor, creșterea reticenței față de activitatea de urmărire penală a persoanelor și organizațiilor care nu sunt interesate în stabilirea adevărului în cauze penale. Analiza dimensiunii istorice a subiectului abordat demonstrează că falsificarea probelor a fost întotdeauna o problemă caracteristică oricărui sistem de drept, indiferent de domeniul procesual aplicat și de situația politică și social-economică, ceea ce ne permite să afirmăm despre stabilitatea în timp a faptelor care atentează la obiectivitate și veridicitatea probațiunii. Este de menționat că, în delugată perioadă de timp, legislația autohtonă, în legislația autohtonă lipsea o normă penală incriminatorie care a fost stabilită responsabilitatea penală pentru falsul de probe, aceasta fiind implementată doar odată cu punerea în aplicare a codului penal nou. Din acest considerent, situația ne limitează în ce privește examinarea subiectului respectiv doar în perioada începând cu anul 2002. Deci, datele statistice ne demonstrează că o creștere esențială a infracțiunilor de falsificare de probe a avut loc până în anul 2013, iar ulterior a fost o scădere, ca, deci, până în anii 2020-2021 a atins cote minime. În același timp, majoritatea cercetătorilor care au realizat studii în domeniul infracțiunilor contra justiției menționează că datele oficiale registrate în falsificarea probelor se deosebesc semnificativ de situația existentă. Analiza infracțiunilor de falsificare a probelor denotă faptul că în practica judiciară a Republicii Moldova, în moment, se atestă probleme în ceea ce privește interpretarea și calificarea acțiunilor respective. Aceasta fiind condiționată în mare parte de necorespundere prevederilor penale pe acest segment, reglementărilor procesual penale în compartimentul ce vizează administrarea probelor și subiecții implicați în acest proces. Deci toate aceste circunstanțe își caracterizează actualitatea temei pe care doctoratul și-a ales-o. Deci analiza metodologică. Metodologia utilizată către autor la elaborarea tezei este de doctor, este complexă și tratează problematica din diferite perspective, oferind cercetării un caracter multispectral și profund. În teză sunt folosite diferite metode generale și speciale de cercetare, deci istorică, juridică, logică, comparativă, sistematică, interpretarea literară, statistică, etc. Deci, în acest mod, metodologia utilizată corespunde perfect obiectivelor care și le-a trasat doctoratul. Deci, teza de doctorat este formată în trei părți, partea preliminară, principală și partea complementară, toate părțile prin elemente constitutive corespunzătoare. Volumul părților este corespunzător reglementărilor în domeniu. Structural, teza este constituită din adnotări, lista abrevierilor, introducere, patru capitole, împărțite de 12 paragrafe, concluzii generale și recomandări bibliografice și anexe, declarația privind asumarea răspunderii cu curriculum, deci vitea autorului și lista publicațiilor
și cerințelor la care și conferințelor, ce am spus, la care a participat doctoranul. Evaluarea critică. La finele fiecărui capitol sunt aduse o serie de concluzii relevante studiului cercetat. Se notează faptul că concluziile sunt în concordanță nemijlocită cu materialul cercetat și reflectă exact domeniul abordat, astfel încât înaintarea ulterioarelor recomandări finale se bazează pe anumite concluzii făcute și în parte la fiecare capitol. Rezultatele cercetării sunt inovative, întrucât autorul propune modificarea din perspectiva reglementărilor normative actuale din codul penal și deși dumnealui a expus și în PowerPoint cum sună, după părerea dumnealui, conținutul noului articol. Aprecierea caracterului ca noutate științifică. Preliminar să vă pun în lumină ca un studiu doctrinar tematică, analiza juridică penală a infracțiunilor falsificarea probelor, deși a fost elaborat, deci până în prezent nu a fost un astfel de studiu elaborat la nivel național. Nu poate fi trecut cu vederea și tematica abordată de autor care a constituit obiectul de studiu al altor comunicări și articole științifice și elaborate de către autori din Republica Moldova, însă deși fragmentat în diferite articole, monografii, etc. Deși teza de doctor a domnului Peterski, analiza juridică penală a infracțiunii falsificării a probelor, este o analiză profundă, deși anume concret e tematica despre care se menționează. Deci, în ceea ce privește rezumatul tezei, deci rezumatul tezei de doctorat a fost elaborat și prezentat în acord cu cerințele expuse, deci în ghidul direct datare tezei de doctorat și a rezumatul aprobat și la doctoratul științe penale și Republica Academiei Ștefan cel Mare, volumul rezumatului corespunde cerințelor și rezumatul, deci a fost remis în adresele menționate de domnul președinte la prezentare. Deci, ca concluzie, deci calificativul care îl acord doctorandului meu este foarte bun. Mulțumesc. Mulțumesc pentru acest aviz. În continuare, voi prezenta și eu un aviz asupra teze de referință. De la bun început, înainte de a începe, deci, enunțarea acestui aviz, vreau să spun că am fost numit în cadrul ședinței de evaluare prealabilă, în calitate de expert, din partea catedrei de profil. Am avut posibilitatea să examinez această teză încă la etapa preliminară. Vreau să vă zic că atunci a venit cu un aviz destul de semnificativ, dar mă bucur faptul că domnul doctorand a luat în calcul practic toate acele recomandări care am făcut în cadrul comisiei prealabile, ceea ce ține de comasarea unor paragrafe, ceea ce ține de numirea unor capitole și acesta este un lucru îmbucurător. Nemijlocit cu referire la teza prezentată în comisia de doctorat, aș dori să încep cu actualitatea acestei teme, care este una indiscutabilă. Unul din drepturile fundamentale ale omului, totuși, este dreptul la acces liber la justiție. Acest drept este prevăzut într-un șir de acte normative cu caracter internațional, național, noi aici ne referim la Declarația Universală a Drepturilor Omului, la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Pactul Internațional cu privire la drepturi civile și politice, celelalte acte normative internaționale, precum și cele cu caracter național, și în primul rând avem Constituția Republicii Moldova, dar necătând la existența unui număr mare de documente care interzic anumite fapte, totuși una din infracțiunile care pune în pericol exercitarea acestui drept este și falsificarea probelor, care în ultimul timp, văzând statistica, totuși este la un nivel destul de
des întâlnită. În ce își privește analiza metodologiei utilizate și a gradului de corespundere acestei cu obiectivele menționate, aici țin să menționez că metodologia este una complexă. Autorul la elaborarea tezei a folosit o serie de metode generale și speciale, printre care metoda istorică, metoda logică, metoda sistemică, comparativă și metoda statistică. Este impunătoare baza empirică a prezentei tezei de doctorat. Aceasta, în primul rând, este constă din acele dosare penale pe care a examinat deci, autorul tezei în studiul științific, este constă inclusiv din datele statistice oficiale pe care deci, a prezentat autorul pe o perioadă destul de mare, deci pe perioada anilor 2002-2021. Și în ultimul rând, este bazată pe rezultatele acelui sondaj realizat cu angajații organelor de drept, și aici mă refer la procurorii, judecătorii, ofițerii de urmărire penală, care practic au apreciat aplicarea în practică a articolului 310 Cod Penal, falsificarea probelor. Analiza conținutului tezei de doctorat. Teza de doctorat este constituită, cum deja s-a mai menționat, din trei părți, deci partea preliminară, partea principală și partea complementară. Structura, volumul tezilor, reguli de tehnoredactare în mare parte coincid cu cele care sunt invocate de regulamentele respective. Structural, teza este formată din adnotări în limba română, rusă și engleză, în patru capitole care sunt divizate în 12 paragrafe, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 203 resurse, anexe, declarația privind asumarea răspunderii și CV-ul autorului cu lista acestuia de publicații. Evaluarea critică a rezultatelor cercetării, concluziilor finale, recomandărilor și impactul acestora asupra domeniului abordat. Rezultatele cercetării sunt, fără doar și poate, unele inovative. Acest caracter de inovare reiese nu în ultimul rând și din acele propuneri de lege referendă pe care autorul le argumentează destul de pregnant, atât în cadrul capitolilor care se referă concluziilor la capitole, atât în cadrul concluziilor generale, cât și nemijlocit argumentare de bază care este prezentă în cadrul conținutului de bază a acestei lucrări științifice. Valoarea aplicativă a lucrării constă în încercarea autorului de a formula unele concluzii generale care pot fi utile atât pentru acoperirea unor lacune fragmentare în doctrina dreptului penal, în legislația penală, mă refer la codul penal, cât și în unele hotărâri explicative ale Curții Supreme de Justiție. Totodată, acest material este unul binevenit atât pentru studenții, celor trei cicluri de studii, cât și pentru lucrătorii practici care nemijlocit au de-a face cu această infracțiune, cât și pentru care cititor. Următorul compartiment este aprecierea caracterului de noutate a cercetării, contribuția personală, originalitatea și profunzimea discursului științific. În ceea ce privește originalitatea discursului științific, cred că noi toți am fost martori unui discurs destul de amplu, destul de complex. Eu am, domnul doctorand, la un moment dat, am avut așa impresie că noastră lucrați cot la cot alături de noi în decurs de o mare perioadă de timp. Da, după obținerea titlului de doctor, chiar sunt sigur că așa și va fi. În ceea ce privește contribuția personală a autorului, aceasta este iarăși una incontestabilă. Autorul a prezentat circa 30 de lucrări științifice la tema tezei. O parte dintre care a fost deci reflectate în revistele de profil,
ați văzut cum a dat citire, deci secretarul științific sunt la reviste cu categoria B+, B, C, deci cele care sunt recunoscute de ANACEC. O parte a fost prezentată în cadrul conferințelor științifice cu cartier național sau internațional, dar vreau să zic că lista totală este una mai mare de cele 30. Mai vezi câteva articole care din modestie nu le-ați inclus aici, dar sunt tot din domeniul dreptului penal și altor discipline cumulative. Apreciere stilului și clarității exprimărilor. Lucrarea, deși este expusă într-un limbaj juridic, clar, concis, cu utilizare unui vocabular științific destul de bun, totuși pe alocuri urmează a fi supus unor redactări, inclusiv și tehnoredactări, dar asta nici într-un caz nu diminuează caracterul acestui dimers științific. Corespunderea și descrierile bibliografice. În conținutul lucrării sunt elucidate totalitatea subiectelor, problemelor care interesează tematica studiului. Studiul în întregime se referă la specialitatea 554.01 drept penal și adițional penal. Bibliografia este una vastă, este atât de origine autohtonă cât și străină. În total sunt 203 surse bibliografice. Rezumatul tezei de doctorat a fost elaborat ținând cont de toate rigorile stipulate în ghidul de redactare a tezei de doctor și a rezumatului, atât sub aspectul volumului, conținutului, părților componente, cât sub aspectul regulilor de tehnoredactare și a celor de efectuare a traducerilor. Totodată, orice lucrare nu este lipsită de unele recomandări și aici am să mă refer la unele recomandări care conducătorul ar putea lua în considerație dacă ar decide, dar sunt convins că va decide, să vină cu un suport monografic, da, cu monografie. În acest context, eu aș sugera autorului în privința listei surselor bibliografice să nu le clasificați după limba vorbită, deoarece sunt multe clasificări și eu cred că ele nu au o importanță atât de mare. Nu este exclusă așa o divizare, dar cred eu că dumneavoastră le-ați divizat în surse în limba română, limba rusă, poloneză, spaniolă și italiană. Cred eu că ar putea fi divizată în două categorii, de exemplu, în grafia latină și cea chirilică. Și să fie ele cumulate, fără această divizare, că dacă aveți o sursă sau două într-o limbă anumită, nu este cazul să scrieți în care. Dar asta, iarăși, așa ca o sugestie pentru viitor. Așa. În ceea ce privește unele obiective în lucrare, deci eu n-am să mă repet, la fel susțin părerea antevorbitorilor mei, deci ați atins unele obiective, cred eu nu le-ați exprimat corect, deși ulterior dumneavoastră spuneți că ele nu constituie temeiul de analiză în specialitatea dreptul nașul opțional penal, dar de ce nu, dacă le-ați pomenit odată, puteți să le folosiți în calitate la etapa elaborării studiului monografic. Acolo nimeni nu vă interzice să le reflectați mai amplu decât le-ați reflectat aici. Așa. În ceea ce privește uniformizarea unor expresii în textul tezei de doctorat, la fel, eu aici am spus în părerea antivorbitorilor, în unele fraze dumneavoastră folosiți sintagma de infracțiune de falsificare a probelor în conținut, în unele infracțiune falsificare a probelor. Nu este niciuna, nici alta greșită, dar într-adevăr trebuie luat pe lângă mele ca să fie un text uniformizat în ceea ce privește folosirea acestor expresii. În ceea ce privește paragraful intitulat elemente și semne constitutive a infracțiunii, eu am susținut părerea domnului Andrei Anastas, referent oficial. De fapt, elementul conține aceste semne și absolut nu este greșit să folosiți astfel de titlu. Dar, ținând cont că
în titlu vorbiți doar de elementul, de celălalt obiectiv, subiectiv, se prezumă că el conțin aceste semne. În monografie, eu cred că totuși mai bine să vă limitați la formula elementele constituive ale infracțiunii și asta se va reflecta de ce în fiecare element a să discutați despre cel minim de semne. Și ultima propunere, totuși cea care am enunțat-o, dar o mai enunț încă o dată, ținând cont că falsificarea probelor se realizează în cadrul și în cadrul procesului civil inclusiv, dar procesul civil în mare parte are o tentă materială, da? Totuși mă gândesc în privința acestor pagube în proporții mari deosebit de mari. Poate totuși e cazul să vă gândiți cumva să le repartizați în două capitole separate ca să fie posibil o gradare mai exactă. Dar iarăși asta așa un indiciu pentru meditare. Dacă ați rămâns la poziția noastră, ea poate fi acceptată, adică ea este corectă, dar pentru a medita, uneori când în calitate de doctor să aveți timp posibil uneori mai mare să meditați asupra acestui acestei propuneri. În concluzie, teza de doctorat cu titlul Analiza juridico-penală infracțiunii de falsificare a probelor elaborată de studentul doctorant Eugeniu Piterski îndeplinește standardele de calitate. Autorul acestui fără doar și poate merită acordarea gradului științific de doctor în drept. În continuare, stimați colegi, ofer cuvântul secretarului Comisiei de Doctorat, domnului doctor conferențiar Cicală Alexandru, pentru a da citire avizilor asupra tezei de doctorat provenite din exteriorul instituției noastre. Dacă asemenea avizii sunt. Mulțumesc mult, domnul președinte. Vreau să mulțumesc că tema tezei doctorat cercetată de către domnul Piterski, timpul este una care interesează și parcieni. Dovadă avem aceste trei avize care sunt provenite în adresa noastră, de la persoane care testează activitatea practică în domeniul jurisprudenței. Adică avem un aviz din partea procurorului adjunct interimar al procuraturii șef procuraturii municipiului Chișinău, șef adjunct interimar al oficiului Rășcan, Angela Pleșca, care s-a expus doar cu cuvinte de laudă asupra conținutului tezei. Evident că doamna Angela, ieșind din măsurile elaborării tezei doctor, tezele de doctor pot sunt apasate de pagina oficială a agenției sau poate o accesați pagina oficială a Academiei Ștefan cel Mare, unde aceste teze sunt apasate. Citez. Aspect foarte al studiului se manifestă prin suplimentarea materialului teoretic cu specii din jurisprudența autohtonă, analiza datelor statistice și intervievarea subiectului de aplicare a legii din domeniul justiției penale, prezentarea opiniilor din variante respective istorice, tematică și comparativă. Toate împreună se completează reciproc și oferă o imagine generalizată asupra componenței de infracțiune prevăzută la articolul 13 Cod Penal al Republicii Moldova. De asemenea, doamna Angela Pleca concide că teza elaborată de studentul doctorant Eugen Piterski corespunde tuturor standardelor stabilite pentru un studiu de domeniu respectiv și merită o apreciere înaltă pe măsura valorii științifice al acesteia. Îi mulțumim, doamne Angela, ieșind din volumul de activitate care s-a șoară în jucătura Rășcan, o lăsă timp să citească teza domnului Eugen Piterski și să-i spui asupra conținutului. De asemenea, un alt aviz, părinte la adresa noastră, este din partea domnului Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, Chestor. De asemenea, domnul Viorel Cernăuțeanu se spune pozitiv asupra tezei, deci n-am găsit, citind avizul integral, n-am găsit nicio obiecție sau o propunere. Adică dumnealui salută mijlocit cercetarea efectuată de domnul Piterski. Citez unele informații. Teza de doctor are la bază un suport metodologic solid, iar diversitatea surselor bibliografice indică la profunzimea cercetării efectuate asupra obiectului de studiu, nu poate fi trecut cu vederea nici colaborarea elementelor și vizează aspectul calitativ și cantitativ al studiului realizat, expunerea elocventă, coerentă a ideilor formulate, utilizarea unui vocabular bogat și inteligent asupra
studiului accesibil cititorului, ceea ce constituie un indiciu de performanță avansată și denotă o pregătire deosebită în domeniul cercetat de autor. De asemenea, domnul Chestor menționează că recomandările și concluziile sunt expuse de autor într-o justificare poziție alegate, vor fi în mod indubitabil utile și altor cercetători științifici, dar și subiectul de aplicare a legii, activitatea cărora este absolut interdependentă și intercorelată reciproc. În concluzie, domnul Chestor se expune că teza de doctorat elaborată de către domnul Eugen Pitescu merită un calificativ corespunzător efortul asidui depuse de către autor parcursul studiului desfășurat. Și al treilea aviz, care este parimit în adresa noastră, este din partea judecătorii Chișinăului Buican, de la domnul judecător Gheorghe Balan, care menționează studiul este util nu doar sub aspectul său științific, succesibil folosirii la dezvoltare doctrinii penale și instruirii studenților facultății de drept, dar și din punct de vedere aplicativ, necesar angajaților din cadrul instituției de drept implicați în activitatea de aplicare directă a legii. De asemenea, teza corespunde standardului de calitate și de etică profesională, inclusiv celor de asigurare a originalității conținutului. Acestea este elaborată și redactată în conformitate cu cerințele regulamentare stabilite, dar și recomandările cadru pentru redactarea tezei doctorat, la bază fiind puse publicațiile științifice ale autorului, inclusiv materiale conferințe științifice practice. De asemenea, domnul Gheorghe Balan consideră cu certitudine că lucrarea respectivă poate fi admisă pentru susținerea în fața comisiei de resort, iar concluzia în acest sens este bazată atât pe aportul științific incontestabil, caracteristic tezii, cât și pe corespunderea studiului tuturor rigorul înaintate față de asemenea lucrare. În final, încă o dată vreau să menționez persoanelor care au găsit timp, ieșind din volumul de activitate nou, care așa în activitatea practică și au reușit să expun într-un aviz părerea asupra tezii doctorat la bat directorului de Eugen Pitescu. Mulțumesc! Mulțumim pentru această informație. În continuare, stimați colegi, este o etapă de dezbatere științifică, în cadrul căreia noi putem să adresăm întrebări doctorandului, putem să punem la în dezbatere unele probleme care țin de tematica studiului realizat. Stimați colegi, cine dorește să se expună? Dacă se permite conducătorul științific. Deci, referitor la norma care de câteva ori s-a menționat, deci norma cu circunstanță agravante de falsificare a probelor. Deci, noi susținem, deci la circunstanță agravantă, dacă care a cauzat un prejudiciu material în proporții mari sau deosebit de mari persoanelor fizice și juridice. Deci eu vreau să interpretez un pic și să spun logica creierii acestei circunstanțe și de ce a fost formulată într-o singură componență de infracțiune cu circunstanță agravantă. Deci și n-a fost separat într-un aliniat proporția mare, într-un aliniat proporția deosebit de mare. Deci logica este în aceea că infracțiunile de falsificare de probe face parte din categoria infracțiunilor contra justiției, dar nu a infracțiunilor patrimoniale. Deci nu tot timpul, deci subiectul infracțiunii urmărește de a cauza un prejudiciu material. Mai departe, deci în infracțiunile patrimoniale, unde sunt divizate, dacă luăm după analogie, deci unde sunt divizate proporția mare de proporție deosebit de mare și respectiv stabilește pedepse separate pentru, este vorba despre cauzarea de daune, dar în esență de sustragere a averii în proporții mari sau deosebit de mari. Adică când cel vinovat, din mijlocit, beneficiază de acele bunuri pe care le-a sustras. În cazul de față la falsificarea probelor, noi vorbim despre cauzarea de prejudicii materiale.
Deci care sunt aduse pătimașului și în mare majoritate cazurilor subiectul nu beneficiază de aceste bunuri care, fiindcă e vorba de cauzare de prejudiciu. Mai departe, deci sancțiunea prevede, dacă observați, pedepsește cu închisoare de până la 8 ani. Deci noi dăm instanțe de judecată la stabilirea pedepsei o diferență de pedeapsă până la 8 ani. În cazul prejudiciului de proporții mari, instanța va avea posibilitatea să stabilească o pedeapsă mai puțin aspră, comparativ cu prejudiciul în proporții deosebit de mari. Și de ce am hotărât să nu separăm aceste daune sau aceste consecințe în alineate separate. Mulțumesc mult! Vă mulțumim! Doar o remarcă, că și conducătorul și doctorandul au intuit de și au specificat, chiar dacă, în primul rând, s-a arătat că infracțiunea respectivă atentează la dreptul persoanei la justiție, dar totuși s-a subliniat că atentează la una din funcțiile fundamentale a statului, asigurarea justiției. Nu degeaba în unele țări această infracțiune este infracțiune contra statului. Una din funcțiile statului se diminuează prin aceste falsificări. De ce dumneavoastră aveți perfectă dreptate? Nu poate fi așa tip de fapte în categorie infracțiuni ușoare. În esență nu poate. Alta că, iată, dumneavoastră ați prevăzut o manșă extrem de mare de clasificare și de care permite individualizarea răspunderii penale. Dar nici de cum situația care este azi, ea nu poate fi tolerată. Asta însăși cei care au conceput codul, cum noi spunem nou, dar el s-a învechit la o săptămână după ce a fost adoptat. Iar acum noi vedem că este necesar un concept nou, a unui nou cod penal, care noi vedem că tot baza metodologică s-a copt. Este necesar ca așa inițiative să vină și de la practicieni, să nu fie de teoreticieni și de făcut un cod penal care, hai, nu ca la Napoleon 100 de ani, dar măcar 97, totuși se lucrie și în țara moldovenii, măcar ceva să avem stabil. Colhozurile le-am stricat, ce-o mai rămas? Bravo! Mulțumesc mult! Mi-ați părerea, dacă cineva mai dorește să se da. Deci, revin la întrebarea domnului profesor Valeriu Cujor, de lângă măsurile, spun așa, sancționatorii prevăzute de legea penală în cazul infracțiunii de falsificare a probelor, ce substitute ar putea fi aplicate sau ce măsuri preventive ar putea fi realizate? Și norma penală are și o sarcină, deosebit sarcina de a preveni comiterea infracțiunilor de către alte persoane, de către populație în general. Dar, totuși, întrebarea nu a fost niciodată pusă din considerente că deci, pe lângă dreptul penal, știți foarte bine că există știința criminologică care intervine cu o serie de măsuri preventive, dar și activitatea specială de investigație, de care știu că vă reachitați destul de mult, prevede în arsenalul măsurilor deci, speciale, dar și măsurilor aplicate, aspectul preventiv. Deci noi nu putem să ne limităm întotdeauna doar la sancțiune penale și cu aceasta s-a terminat tot. Cât de dure nu ar fi sancțiunile penale, oricum în final sau în cele din urmă faptele penale, infracțiuni vor fi comise. Deci dacă analizăm din punct de vedere istoric, deci indiferent de gravitatea sancțiunilor aplicate, în diferite perioade de evoluție, oricum infracțiune, cum se comiteau, deci da, bineînțeles, cu anumite aspecte, cu anumite modificări, deci așa și se comit și așa se vor comite. Deci de aceea, desigur că părerea mea pentru viitor, atunci când
dacă veți continua, dar sunt sigur că veți continua în facultatea științifică, în facultatea de cercetare. Cel puțin, eu sunt convins că conducătorul dumneavoastră, doctorat, nu o să vă lasă așa și o să insiste să publicați lucrarea. Eu v-aș sugera ca, pe lângă aspectul penal, totuși să vă mai concentrați puțin efortul. Vă dimensionați puțin cercetare și pe segmentul activității de prevenire a acestei categorii de infracțiuni. Deci sunt diferite metode, desigur, de prevenire. Nu vreau să le stipulez acum și să începem a discuta foarte mult despre ele. Din astea le știți foarte bine. Dat fiind faptul că activați într-un domeniu, să zicem așa, specific, inclusiv realizați și anumite activități de prevenire, chiar dacă ne uităm și la această copie acum în spate. Deci, prevenire. Asta e prevenire. Asta e prevenire. Deci, în rest, mie lucrarea personală mi-a plăcut. Am realizat o cercetare științifică destul de complexă, destul de bine argumentată, cu propuneri foarte eficiente, în opinia mea, care sper să fie de folos și sper să fie luate în considerare de către organele abilitate în vederea perfecționării normei penale respective, dar și de către subiecții implicați în aplicarea normei respective, organe de urmărire penală, procuratură, instanțele judecătorii. Succes și realizări. Mulțumesc mult, profesor. Mulțumesc, colegi, dar ceva vreau să expun, am să mai spun și eu în finalul acestei etape. Într-adevăr, cum deja menționat, lucrarea este foarte importantă în ziua de astăzi, foarte actuală. Și aici sunt pe domnul profesor Lare, care a menționat că această lucrare pe viitor ar fi bine să includeți careva elemente de prevenire. Mai în seamă că dumneavoastră activați și curați un domeniu destul de important în cadrul Inspectoratului General al Poliției și chiar v-aș recomanda să veniți cu un ghid pentru procurori practici, să știi ei care sunt regulile de ridicare a acestor, care sunt regulile de prezentare a acestor probe și care sunt consecințe judico-penale pentru cei care le vor falsifica. Adică ca omul să știe acest algoritm de acțiuni în ceea ce privește calificarea infracțiunii de falsificare a probelor, unde ar fi foarte bine să includeți, într-adevăr, și unele aspecte ce țin de prevenirea acestei infracțiuni, deoarece prevenirea este strâns legată de însăși existența acestui infracțiuni. Cât mai bune sunt măsuri de prevenire, cât mai puține cazuri o să avem pornite pe această infracțiune prevăzută de articolul 310. Și această statistică pe care dumneavoastră ați prezentat-o din 2002, treptat va diminua. Încă o dată vreau să vă zic că v-ați prezentat bine, lucrarea, după părerea mea, este una bună. Stimați colegi, dacă nu mai sunt alte păreri, dacă nu sunt alte dezbateri vis-a-vis de această temă, înainte ca să trecem la următoarea etapă, ce ține de votarea propriu-zisă, examinarea formularilor, Da, vă mulțumesc frumos. Dacă din rândul celor prezenți în sală doresc să se expună asupra tezei de doctorat domnul Peterski, aveți posibilitatea să o faceți. Într-adevăr, am omis această etapă. Poate dumneavoastră ați lucrat în cadrul Inspectoratului General. Cred că dumneavoastră cunoașteți personal cu domnul Peterski. Sunt convins că doriți să ceva să-i spuneți vis-a-vis de această prestație științifică. Da, mulțumesc mult, domnule președinte. Mă numesc Sorocean Igor, sunt doctorand la două școli doctorale în cadrul Academiei Ștefan cel Mare. Evident, în anul 2019 am absolvit prima treaptă a ciclului de studii la Academiei Ștefan cel Mare și imediat după absolvire am fost realizat în cadrul Direcției Inspector Efectiv la Inspectorul General al Poliției, condusă la acea perioadă de către comisarul șef Eugeniu Peterski. Eu pot să-mi expun din punct de vedere a capacităților sale de manageriale și de conducere, care, într-adevăr, este un exemplu și o persoană drept de urmat, care are o poziție și o
corectitudine în tot ceea ce faci în activitate de serviciu, totodată fiind subalternul dumnealui, observam că pe lângă activitatea ta, că dumnealui mai efectuează și unele cercetări științifice, eu fiind tânăr angajat, evident că îi acordam întrebări la acest subiect, desfășoară cercetările, pentru ce desfășoară aceste cercetări, că dumnealui cu deschidere și cu bunăvoință îmi explica, astfel am conștientizat că este o persoană cu perspectivă care, într-un final, va ajunge la ziua X, care este astăzi, și va prezenta o lucrare integrată, structurată și bine argumentată pe domeniul care și l-a ales. Urmarea ședinței de astăzi, chiar și m-am convins încă o dată și s-au adeverit presupunerile mele din anul 2019, că domnul Pitrescu este un profesionist de evaluare, atât la aspectul practic, cât și cel teoretic și științific pe care l-a demonstrat astăzi în ședință publică. Succese, domnule doctor, în drept 5 minute și trezesc frumos în continuare. Vă mulțumim frumos pentru această intervenție. În continuare, stimați colegi, înainte ca să trecem la următoarele etape ce țin de votarea și de examinarea formularului propriu zis a tezei de doctorat, conform regulamentului, în sala de deliberare urmează să rămână doar membrii, stimați membrii comisiei doctorat, onorată asistență. În continuare, trecem la ultima etapă a ședinței comisiei doctorat. Anunțarea rezultatelor votării și a hotărârii. Deci, ședința comisiei de doctorat în aceeași componență cum era anunțată la începutul ședinței au votat în felul următor. Pentru conferirea titlului științific de doctor în drept, domnul Pitrescu Eugeniu, comisia de doctorat în prezența 5 membri, din număr total de 5, a votat în felul următor. Pro 5, contra 0. În baza examinării tezei de doctorat cu titlul Analiza juridico-penală a infracțiunii de falsificare a probelor, autor Pitrescu Eugeniu, ca urmare a deliberării, comisia hotărât. A propune Senatului Academiei Ștefan cel Mare conferirea titlului științific de doctor în drept domnului Pitrescu Eugeniu în urma susținerii tezei de doctorat cu titlul Analiza juridico-penală a infracțiunii de falsificare a probelor. Atribuirea calificativului foarte bine, punctajul 3.25, magna cum laude, pentru susținerea tezei de doctorat cu titlul Analiza juridico-penală în fracțiunii de falsificare a probelor. Și după scenariu, domnul Pitrescu vi se oferă, aș spune eu, ultimul cuvânt în cadrul ultimei etape a susținerii tezei de doctorat. Vă mulțumesc mult, domnul președinte, domnul Conducător, stimați membri ai Comisiei Doctorant și referenți, stimați directorul Școlii Doctorale, vă mulțumesc pentru aprecierea care mi-ați dat-o, pentru faptul că mi-ați acordat posibilitatea să mă ghidați în activitatea mea științifică. Activitatea științifică, într-adevăr, este o muncă foarte dificilă, care prezumă un șir de activități care sunt dreptate pentru a genera ceva benefic pentru, vorbesc în cazul față de domeniul nostru de jurisprudență, pentru a ajusta normele la aspectul ca să muncim în folosul societății și fiecare cetățean să aibă un acces la o justiție bine lucrată și legală să se bucure de toate drepturile. Încă o dată mulțumesc, voi lua în calcul toate recomandările, toate obiecțiile, ca să ne continuăm mai departe activitatea științifică pe palierul dat și să ajustez subiectul care astăzi l-am prezentat în fața dumneavoastră. Și în continuare, voi întreprinde toate măsurile ca să muncesc în binele cetățenilor Republicii Moldova și să aducem aspectul legislativ la o comunitate și mai bună. Domnule Pitrescu, din numele Comisiei vă felicităm cu această realizare. Vă dorim și în continuare să aveți realizări frumoase, pe turnul științific și nu numai, și să dați întotdeauna dovadă de acea perseverență care ați dat dovadă pe parcursul realizării acestui dimers științific.
Stimați colegi, onorată asistență, aici se finalizează ședința Comisiei de Doctorat.